Andreea locuiește. Doamne ajută, bună seara, bună seara to everyone. Mamă, dar ce bine știu engleză. Da, în această seară o să avem un live așa despre modificările acestea din liturghie. Părintele Eduard probabil intră imediat cu putere de muncă. Imediat să punem link-ul pe aici, să vedem dacă este. Îl așteptăm. Să intre și eu pe telefon. Așa. Imediat. Live-ul trecut a fost șters de către YouTube. Bineînțeles, nici ei nu știu exact motivul. O să vă arăt imediat. Stați așa să vedem dacă funcționează. Live-ul. Adică a intrat și părintele. Doamne ajută, părinte. Doamne ajută. Așa, văd că funcționează. Ok. Deci live-ul trecut l-au șters. Asta este. Pentru că e ceva normal, din păcate, pe aici, pe la noi. Am spus și înainte să fie șters live-ul, parcă. Că, nu știu pe unde să mai vorbim, ce să mai vorbești, că nu mai e ce, că ți le șterg pe toate ăștia. Și chiar am dat exemplu că trebuia să avem minim dublu de live-uri și clipuri pe acest canal, dar se tot împuținează. Așa, l-au șters și dacă dorea cineva sau dorește să intre, ia să vedem cum scrie. Ok, videoclipul a fost eliminat deoarece încalcă politica YouTube privind hărțuirea și intimidarea. Bă, mă lași. Hărțuirea și intimidarea cui? Adică noi vorbim de ortodoxie pe aici, în fine. Păi super, logic. Da, doar că ideea este alta. Mie mi-au trimis altceva, adică pe mail. De ce mi l-au șters? Adică imediat. Ați așa că am făcut aici o poză. Așa, și mie mi-au scris alt motiv, ci că, așa, salut, bla bla bla, dorim să te anunțăm că echipa noastră ți-a examinat conținutul și consideră că acesta încalcă, și acum am motivul, politica privind datele cu caracter personal. Ale cui? Păi asta zic, ca și cum eu am arătat buletine pe aici pe live-uri. Buletine da. Cui, mă, frate? Ce? Bă, las-o încolo de treabă. Ci că, că asta semnifică, asta e. Da, da. Că arăți date cu caracter personal. Care-i caracterul cui, mă? Ce caracter? Ce? V-am arătat eu buletine vreodată pe live-uri? Niciodată. Da, na, în e-mail scrie că la minutul 3, bine, și-am dat acolo, am apăsat, că ei au șters live-ul cu totul. Eu nu-l mai am pe nicăieri. Și zice că la minutul 3. Și am dat acolo, nici nu era live-ul. Adică, de exemplu, acum, când începem noi live-ul, eu de obicei vorbesc, cred că, minim 10-15 minute singur pe aici, la fiecare live. Am arătat eu vreodată buletine pe live la început, dar ce treabă am eu cu buletine, cu CNP-uri, cu... Da, asta e. Deci mie mi-au trimis motivul acesta că arăt eu date cu caracter personal. Unde vreau? E, și când intri să vezi acolo, zice, adică invoc alt motiv. E că hărțuire și intimidare. Care, bă, frate, hărțuirea cui? Care e intimidarea cui? La ce? Care cum? Doamne ferește, ce intimidarea cui? Noi vorbim despre ortodoxie, despre ceea ce se întâmplă. Atât. Altceva nici nu avem. Ce motive avem noi, Doamne ferește. În fine, deci, într-o parte altfel, iar la mine altfel, că am arătat date cu caracter, buletinul meu sau al cui, în fine. Asta e. Și, na, pe de-o parte e urât, așa că sunt multe informații de-a lungul live-urilor acestora care sunt șterse mereu și păcat de ele, că sunt multe informații pe care nu le mai dă nimeni. Și, bine, noi ce am vorbit pe live-ul trecut? Am vorbit despre ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, amenințările astea cu războaie, cu vești de războaie, cu războaie, cu nucleare, adică toată lumea vorbește. Și eu nu știu de ce mi-au șters mie, că
ce pericol prezint eu? Adică chiar nicio treabă. Adică ăștia se amenință cu nucleare, da? Se atacă cu drone, cu ghiulele, cu dele și în ștermie l-ai voie. Păi da, tu n-ai voie, ai ideea. Păi eu n-am voie. Deci eu n-am voie să vorbesc despre lucrurile astea. Dar bine, știi care chestie? E bine că faci alte aberații pe YouTube, dar tu că spui adevărul nu se poate. Adică... Exact, da. Dar ce am făcut, frate? Ce brid? Și gândește-te, deci deja... gândește că sunt live-uri și clipuri care, măi frate, chiar trebuie șterse, adică la modul... Da, 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 da. Pentru, da, nu știu, nuditate sau alte chestii. Dacă spui un adevăr, dar stai puțin că ai încălcat nu știu ce regi, adică... Păi dar nici ei nu știu ce lege am încărcat, că și aici, da, ei îmi trimit aici că am arătat buletine și că bă, lasă-mi cul, în viața mea am arătat și nu s-a rău vreodată buletinul nimănui. Păi ce-s nebun? Dar n-am buletine, ce eu am buletinele oamenilor să le rău. Uite CNP-ul ăsta ce frumos e, uite ce ăsta, ce treaba mea. Deci aici e cu CNP-uri și pe partea cealaltă când vrei să intri cu intimidare. Eu, dacă și noi intimidăm, pe cine intimidăm noi? Pe ăia pe care se amenință cu nucleare? Le e frică de noi? De live-urile astea? Sau ce? Care-i cu? Asta e. Nu e primul live. M-am spus că așa se întâmplă mereu. Păcat de informațiile astea pe care le tot discutăm. Da. Nu, să fie sănătoși. N-ai ce să-i faci. Dacă este platforma lor, încercăm și noi. Acum noi vorbim care rămâne pe bine, cine aude bine, cine nu, nu. Altceva n-avem ce face. Părinte, este păcat dacă nu putem ierta niște persoane foarte rele? Iertarea, în primul rând, în momentul când ierți, te asemeni cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe să ierte. Pentru că în momentul când El s-a răstignit pe cruce, El a pus temelia iertării și tocmai despre asta este vorba în ortodoxie. Iertați-vă unii pe alții. Da? Da. Ce putem face să iertăm și mai mult? Și mai mult să iertăm. Păi uite, încearcă în primul rând să te vezi pe tine. Gândește puțin că Hristos, Mântuitorul Lumii, stă pe cruce răstignit. Și spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Tocmai asta este ideea. Deci Hristos, care este Dumnezeu, putea să dea cu tot pământul, dar El s-a supus acestei jertfe pentru că păcatul lui Adam trebuia șters odată pentru totdeauna. Deci și noi avem datoria să iertăm de 70 de ori câte 7, cum îi spune Sfântul Apostol Petru, și pe de altă parte să încercăm să fim cu adevărat creștini ortodoxi, pentru că, virgulă, creștinii ortodoxi iartă, creștinii ortodoxi rabdă, creștinii ortodoxi este omul lui Dumnezeu. Da. Nu le poți salva, le șterge imediat după ce se încheie. Unele le șterge imediat, altele mai puține le șterge în timpul live-ului, că am pățit și așa. Multe le șterg ei, a doua zi, a treia zi, dar nu le salvez pentru că, nu știu, nu văd rost așa pentru mine. Nu, eu vorbesc niște lucruri și aia este. Puteți să le salvați voi, eu știu. Dacă... Nu. Și să ne mutăm în altă parte, nu știu ce să zic. Că tot spunea cineva pe Patreon ăla, dar acolo mi-am adus aminte. Ăla e cu abonamente, cu euro, ți-a ăia banii, mie îmi dă, dacă dai un euro, ți-a ăia 90, mie îmi dă 10 cenți. Și pentru ce să le dăm bani la ăia? Lasă-i încolo, mai bine facem aici gratuit și aia este. Care... Rămâne, rămâne, care nu, nu. Da, încolo. Da. O să încerc să mă cenzurez, dar cum? Că dacă nu m-am cenzurat la maxim, nici n-am cum să mai vorbesc. Care cum? Da, nu cumva e pentru că ai dat adresa masonilor sub acoperire. Am dat live-ul celălalt, care este încă. Deci nu e. Live-ul ăla cu recorderul este încă. El l-a șters pe ăsta acum, că n-am cu ăsta, cu lumea stă pe un butoi cu pulbere. Păi ăsta e adevărul. Și că îmi prezint o amenințare. Păi dacă așa e lume, Doamne, ce să-i faci? Asta e lume, nu? Vreau să-ți mulțumesc oficial pentru toată munca pe care o depui. Asta, slavă lui Dumnezeu, chiar că e o muncă. Multă muncă. Uite, părintele probabil știe acum că a ales niște materiale. Cât v-a luat, părinte, pentru... Mi-a luat mult timp, îți dai seama, să stai la imprimantă, să trasă, să cauți. Imaginați-vă că eu fac munca asta de vreo 6-7 ani.
Te cred, pentru că știi care e chestia, chiar dacă aici nu fac materiale pentru live-uri sau chestii, dar gândește că fac chestia asta în fiecare zi. Gândește că iau documente, am documente scrise în limba greacă, scrise în diferite și le trag la imprimantă și după aia de acolo trebuie traduse, după aia scrise, după aia e o muncă de a capul, pentru că timpul meu în asta se duce, în traduceri și așa mai departe. Da, da, da. Lumea nu știe, na, e foarte multă muncă și aici... Dar pe cuvânt ortodox, acolo e mare. Îmi dau seama că e o muncă foarte titanică. Acolo e non-stop, aia fac, non-stop. Deci, să se înțeleagă așa, pauza mea de la muncă este atunci când, sau când iau pauză, de fapt editez atunci. Deci pauza mea este pentru editare. În rest, iar mă întorc tot așa. Asta este, dar e o muncă frumoasă și poate un frate, doi, trei de-ai noștri, începi să cerceteze mai departe, că acesta este scopul. Dar nu schimb eu pe nimeni sau nu schimbăm noi. Da, ideea este ca oamenii să cerceteze ei mai departe, să se pună ei să studieze, să vadă. Ia mă, este adevărat ce spun oamenii ăștia pe aici? Asta îmi doresc eu. Da, pentru faptul că ierți pe toată lumea care a profitat de bunătatea ta sau și-a bătut joc de buna ta credință. Da, Dumnezeu. Să știu, să se milostivească de noi toți, până la urmă ce. Se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Asta e. Vă mulțumesc personal pentru tot ce faceți pentru noi. Ce este mai dubios, că au șters abia după o zi, o zi, două, acel live. Păi da, asta este. Și-au, păi scrie acolo că au examinat ei între timp și și-au dat, bă, mă lași. Adică mie între mine că arăt CNP-uri și pe poate aia intimidare și ce intimidarea cu ei? Și bine era dacă puteam să intimidăm noi de fapt cu ortodoxia pe oameni, era bine. Măcar se mai trezeau la realitate, dar ce? Ei ne iau pe noi de proști, de înapoiați, deci e invers de fapt, ei încearcă să ne intimideze pe noi. Da, asta e. Pe cuvânt ortodox la fel, că dăm materiale care sunt needucative. Aolo, păi logică să ne educative, că vorbești de moarte, simții părinții învață să mântuiască, logică să ne educative. Bine că dă alții chestii educative, adică... Da, chiar, uite, bine că mi-am să aminte. De cuvânt, pe ăsta e motiv pentru cuvânt ortodox, material needucativ, adică las-o acolo de treabă, frate, că acolo e numai ortodoxie, numai de la sfinții părinți. Doamne ferește, vrei să mântuiască? Vă dați seama ce curentează? Deci vă dați seama, incredibil. Să zici că e material needucativ pe ortodoxie. Ce să... Dacă asta e realitatea, adică, cum spune și părintele, pe sfinții părinți vorbesc de aducerea aminte de moarte, să facem ce e bine în viață, să ne putem mântui și alele. Ăștia când aud, păi normal, că ei vor să dai educație sexuală. Păi, în școală, asta vrei. Păi, cum să dai educație de la sfinții părinți? Doamne ferește! Păi da. Acolo la Sfinți se vorbește de Sodoma, de popândăi, de că se duc pe cop, că ale. Adică n-aud ăștia. Aoleu! Bine, noi pe aici acum câțiva ani de zile tot spuneam că pe viitor o să se ajungă așa, că nu o să mai e voie, că să nu se supere unii și alții. Uite că ușor, ușor am început. Asta e. Cât mai este timp, noi aici ne facem treaba. Bine, personal m-a ajutat și a dus foarte multă lume. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Sper să continui acest drum, pentru că a ajuns foarte multă lume. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Să știi că mă bucur foarte mult atunci când mai primesc cât un feedback de genul ăsta al unui frate de-al nostru, că uite, am citit și eu cu tare și cea mai mare bucurie a mea este că asta înseamnă că e bine ceea ce fac, adică e o confirmare a muncii mele că e bună, e bună, că asta e. De exemplu, când m-am apucat de cuvânt ortodox acolo pe partea cealaltă, eu tot citeam, puneam pe acolo, postam și mă gândeam eu așa, bă, dar oare, nu știu, lumea ascultă așa sau cum? Și a lăsat cineva mesaj așa și m-a impresionat foarte mult, cred că l-am mai spus pe aici la început, o persoană oarbă care a lăsat acolo un comentariu și a scris că mulțumește foarte mult, că nu mai vede, că e oarbă, parcă era o doamnă,
și-a pierdut vederea și ascultă și are posibilitatea să asculte în continuare de la Sfinții Părinți. M-am bucurat foarte mult, pentru mine e ceva maxim, aia e bucuria mea. Uite, poate pot să ajut și eu pe cineva. Aia e toată ideea. Că, na, automat, mai mi-artă și mie Dumnezeu cât un păcat acolo, nu? Mă, părinte, dacă... Da, logic. Păi uite, de exemplu, eu. În momentul când... Pentru că nimeni, vorba, nu se naște învățat. Da. Pe partea liturgică, mai ales că sunt omul ăla care studiez partea asta liturgică, gândiți-vă că... Eu acum, de exemplu, acum trec, fac un fel de studiu la liturghiile apostolice și perioada lor de săvârșire. Și gândiți-vă că sunt părâncă că sunt ore, mii de ore în care, pentru că munca mea cea mai mare este pentru legalizarea liturghiilor apostolice și sobornicești până în cele bizantine în Biserica Ortodoxă Română. Pe mine asta mă interesează. De ce? Pentru că așa ortodoxia va rămâne unită până la capăt. În fine, o să discutăm pe parcursul live-ului treaba asta. Da. Deci ideea e că, nu știu, mi se pare ciudat faptul că sunt oameni care chiar cu drag ascultă live-urile astea sau, în fine, învățăturile Sfinților Părinți, iar alții dau cu noroi și consider că dând cu noroi, cumva îi supără ce spun Sfinții Părinți în cadrul cuvintelor respective. Păi, dacă o luăm așa, logic, părinte, cu ce am deranjat noi până la urmă? Păi, eu consider că noi n-am deranjat cu nimic de vestul. Satana întotdeauna se găsește motiv pentru a nu se spune adevărul. Pentru că știind că adevărul este Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, în momentul respectiv face în așa fel încât să acopere adevărul ca să nu mai fie mărturisit cu dreaptă socoteală. Sfinții Părinți asta au făcut, au mărturisit cu dreaptă socoteală, au mărturisit până la capăt, ba chiar spune Apostolul Pavel, ba alții au luat lanțuri și închisoare pentru lucrul acesta. Deci motivul faptului că citești niște chestii, dintre care se găștig două foloase, folosul de mântuire a celor ce ascultă, da? Pentru că se face prin ascultare, și apoi și folosul tău personal, că înveți și tu ceva din ceea ce citești. Clar, 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 clar. Pentru că mai am învățat, ca o paranteză, părinte, eu de la Sfinții Părinți am învățat tot ce știu, din cărțile astea. Da, 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 da. Păi mai departe, vezi tu, nici eu nu, exemplu, cel puțin în baza mea liturgică, nu mi-am pus întotdeauna, mi-am pus baza în ce am învățat în studii. Pentru că în studiile mele teologice, seminar, facultate, doctorat și prostii de-astea, am învățat mai nimic, adică sincer vă spun. Dar pe mine învățătura mea personală pe care am trăit-o a fost chiar fix de la Sfinții Părinți. Pentru că toți Sfinții Părinți au fost niște buni liturgiști care au suspectat cu mare bucurie lucrul acesta al liturgiei. Tema ortodoxiei în primele patru veacuri creștine a fost liturgia. Da? Și există anaforale, adică partea cea mai supremă din liturgie, care de la diferiți sfinți, de exemplu pe vremuri, secolul 1, 2, 3, 4, inclusiv 5, părinții făceau scriau o anafora locală. De exemplu, Sfântul Vasile cel Mare a scris o anafora locală pentru cetatea Cezărei Capadociei. Sfântul Ioan Gur de Aur a scris o anafora, deși nu se știe sigur dacă este anafora a lui, dar există un document în care atestă faptul că este anafora lui originală, în care a pus anafora pentru Constantinopol. Uite, Sfântul Chiril a scris anaforaua pentru Alexandria. Deci exista o anumită rugăciune pentru comunitatea respectivă din locul unde păstoreau ei. Și cu timpul liturgia cea cum se spune, cea una era liturgia Sfântului Apostol Iacob. Aia era liturgia supremă peste toate. Dar liturghiile celelalte, de exemplu liturgia de duminică era a Sfântului Apostol Iacob, fratele Domnului, iar liturghiile celelalte erau de luni până sâmbătă. Adică cea a lor specială, anafora specială. Deci, având în vedere faptul acesta,
cum e și în cazul cuvântului ortodox. În momentul când tu citești ceea ce citești și adaugi cuvintele sfinților, adică mă refer la faptul înregistrezi și pui și ca oamenii să asculte, este, cum am spus, două învățături a oamenilor și bineînțeles trebuie să asculte cu mare atenție ce spun Sfinții Părinți și în special a ta, pentru că tu ești principalul ce citești lucrurile acelea. Deci ideea e că oamenii trebuie să înțeleagă două lucruri mari și clare. În ceea ce privește canalul acesta și cuvintele, materialele ce se pun aici, sunt în primul rând pentru apărare, al doilea pentru adevărul propriu, fără alte lucruri și alte dăugiri. Și bineînțeles, chiar dacă pentru unii pare supărător, aici consider că se arată totul pe față și nu niciodată nu ascundem sau ascunzi în cazul tău vreun lucru. Pentru că asta e normal și întotdeauna trebuie să fim la lumină, nu la întuneric. Și am mai spus, părinte, noi aici nu facem compromisuri. Când clar, clar. Poate uneori am mai și exagerat, dar întotdeauna, dacă cumva exagerez sau cumva sau pac, mai repet o dată acel subiect să vedem ia cum am exagerat. Uite, cum a fost în cazul părintelui Ilie Cleopa. Da. Am găsit, adică am găsit, mi-au tot trimis ăștia documentul ăla. Da, l-am citit acolo, pale alea, după care, na, nu știu, este, nu este, dar eu știu că omul ăla a trăit acolo, în mănăstire toată viața lui și a ajutat pe foarte mulți oameni să vină la ortodoxie. Și ăsta e maxim, adică ce mai poți să cerci? Da, exact. În primul rând, știi care e chestia? Despre chestia cu părintele Cleopa se poate vorbi clar. Că există un studiu făcut cu documente. Deci nu, pe altă parte, de unde ne înseamnă că este un studiu spre denigrarea părintelui, este faptul că i-au greșit data. Părintele este născut pe 10 aprilie, nu pe 12. Da? Pe de altă parte, hai să ne gândim logic. Să ne gândim omenește. Hai să lăsăm deoparte documentul și să ne gândim în primul rând logic. El a trăit în pustie cu părintele Arsenie Papacioc. Știm că părintele Arsenie Papacioc a făcut închisoare atât timp, da? Putea părintele, fiind persoană, să zicem așa, vândută, securită, zi? Putea automat să zică, hai bă, luați, legați-l și aia bă aia. Părinte, dar sincer, iertați-mă, nici nu mai contează lucrurile astea, pentru că hai să luăm așa două exemple care per. Pe de o parte, părintele Ilie Cleopa, pe cealaltă parte, Arsenie Boca. Da. Da, așa. Părintele Ilie Cleopa, nici nu mai contează că a fost, că n-a fost, că e posibil să nu fi fost clar, dar na, în fine. Pentru că omul, atunci când s-a dat decretul, el și-a continuat viața în mănăstire și a murit în mănăstire. Da. Pe, exact. Între timp a așteptat pe mulți oameni să vină la ortodoxie și pe secretari și pe mai mulți. Da. Asta este. Nu știu dacă e sfânt sau nu, bunul Dumnezeu știe. Asta vom vedea la deshumare, dacă Dumnezeu l-a preaslăvit, clar. Așa, pe de altă parte, Arsenie Boca, la decret, el și-a lăsat haina în cui și și-a trăit viața ca o mireanu, adică, na. Da. Adică sunt două lucruri complet diferite. Asta este. Și dacă era ceva, bănuiesc că părintele Arsenie Papacioc, că la fel, nu făcea compromisuri cu nimeni, ar fi spus, băi, ăsta e securist sau nu. Da. Ba din contră, încă mi se pare că nu știu ce volum îl laudă pe părintele. Nu. Și pe de altă parte, așa, că am observat că în societate există și o idee așa, adică omul, dacă la un moment dat calcă pe bec, imediat îi se pune o etichetă din partea celorlalți pe care trebuie să o poarte toată viața din partea lor. În imaginația oamenilor care pune eticheta, rămâne acea etichetă. Da. Adică dacă ai călcat pe bec la vârsta de 20 de ani, tu până mori, acei oameni răutăcioși, îți spun ție o anumită etichetă. Chiar dacă omul acela la 20 de ani a călcat pe bec, chiar de la 21 de ani s-a dus în mănăstire și a trăit până la 100 de ani ca monah, ca pusnic, răutăcioșii au în continuare eticheta aia. Păi da, dar ăla a făcut nu știu ce. Da, exact. Păi asta face satana. Pentru că dacă ne aducem aminte, sunt foarte multe pilde de la Sfinții Părinți, chiar și la Vămile Văzduhului, peste tot,
Da? Satana vine și spune exact la fel, că acești oameni răutăcioși. Păi da, dacă n-a fost mic, a făcut nu știu ce. Păi da, mă, dar omul ăla s-a spovedit de sute de ori, de mii de ori, habar n-am până la vârsta de 100 de ani. Adică s-au șters încă de atunci. Deci săracii oameni aceștia răutăcioși care îi pun eticheta, poate că nu-și dau seama că, de fapt, eticheta nu este nici a lor, este a lui Satana. Și, din păcate, vorbește prin ei. Și acuză pe oamenii că a făcut nu știu ce. Păi stai, mă, cu omul ăla, mai mult ca sigur, mai ales fiind și în viața monahală, cred că se spovedea săptămânal, sigur, nu? Pe la mănăstire. Da. Și mai ales în sihăstria de atunci, nu? De acum că e jale, exista spovedania întotdeauna luni, miercuri și vineri, adică era obligatorie. Adică aia era, acolo regula, părintele Cleopa mereu și cu pe părinții ceilalți, până când Harul Duhului Sfânt, să zicem între ghilimele, a mers partea asta monahală până la Victorin Onele. După ce a plecat la domnul Victorin Onele, n-a mai, a venit Arsenie, care e acolo la ora actuală, și s-a dus cu totul mănăstirea Sihăstria. Dar așa, spuneți. Dar da, acolo spovedania, nu se mânca carne, adică chestiile astea. Exista fix restricții ca la Athos. Așa. Și mai este și altceva. Uite, sunt sfinți părinți care la un moment dat al vieții au fost batâlhari, ba femei desfrânate. Da, cum exact. Cum au fost? Păi și ce fac oamenii aceștia care au răutate? Îi acuză și pe ei, pe da, a fost nu știu ce înainte? Uite, avem în Viețile Sfinților, avem pe Moise Arapul, care a fost hoț. Avem o grămadă, mulți, nu știu, mulți, puțini, dar sunt. Destui, care înainte au avut o viață neortodoxă. Nu? Și da, nu-i corect, da. Vezi, cel mai bun exemplu, adică noi nu avem voie și dreptul să îl judecăm pe un om, pe data ce a făcut el acum 1000 de ani. E problema fiecăruia, adică tu când te duci la judecata lui Hristos Dumnezeu, te întreabă Dumnezeu la judecată despre vreo persoană de pe lumea aceasta, te întreabă despre păcatele tale, din contră. Te ceartă bunul Dumnezeu acolo și e probabil să-ți pierzi mântuirea, că ce spune? Nu judecat să nu fii judecat? Acolo da. Deci în cazul acesta da, noi nu avem niciun drept să judecăm. În cazul ăsta, ce a făcut cu tare cu viața lui, în viața lui, e problema fiecăruia. Noi știm că sau ce a făcut din punctul acela, că s-a căit. Când este vorba de un om care a avut erezii la maxim, atunci putem discuta despre ereziile lui. Dar așa, că ăla a fost la New Age, de exemplu. Ok, a fost, dar slavă lui Dumnezeu că s-a întors. Uite, l-a întors Dumnezeu. Adică oamenii, în loc să se bucure, că se bucură îngerii din ceruri pentru un om care se îndreaptă, nu? Da. Oamenii aceștia răutăcioși îl urăsc pe ăla. Și cred că e mai mult. Adică cred că oamenii aceștia au o mândrie maximă și egoism. Ei nu suportă ca cineva să se îndrepte, să vină la dreapta credință. Cu frica asta că dacă e mai deștept ca mine, dacă, păi cum, păi eu sunt de mic aici în biserică, eu am numai în biserică, sunt dorm în biserică. Cum poate să vină unul care a fost toată viața New Age-ist să ce? Să vină lângă mine în biserică? Nu, nu-i bine, nu-i frumos. Cam așa este gândirea lor. Și încep să-i scoată păcatul ăla la iveală. Uite ce a făcut. Păi asta e lucrarea Satanei. Doamne iartă-mă. Dacă, na. Avem și pilda Mântuitorului și cu lucrătorii în vie. Nu? Da. Pe ăia de la din ceasul al 11-lea au fost chemați primii să-și ia plata. Și spune că cei din urmă vor fi cei din tâi. Adică, bă, tu dacă te-ai tocmit cu Hristos de la începutul zilei, care ar veni începutul vieții tale, și ai lucrat în via lui Hristos și te mântuiești, nu mai ai tu treabă cu ăla care a venit în ceasul al 11-lea, că s-a milostivit Dumnezeu de el, că așa este și în pildă, că s-a dus lucrătorul viei în piață
Și a văzut pe aia la ceasul al 11-lea și a întrebat: bă, dar voi ce faceți aici? De ce n-ați lucrat până acum? Și a zis: Doamne, pe noi nu ne-a tocmit nimeni. Haideți cu mine. S-au tocmit pentru un dinar și a pus și pe ei să lucreze. O oră, cât a mai rămas, au lucrat și ei. Dar au lucrat și și-au luat plata. Adică s-au mântuit și ei. Și ei a primit cârteau. Păi, dar cum adică? Noi lucrăm toată ziua, ăștia au venit o oră și gata? Și ce le-a zis Mântuitorul? Păi nu v-ați tocmit pentru mine, cu mine, pentru un dinar? Ba da, păi și ce mai vreți? Sănătate la mulți ani. Spuneți mulțumesc că vă mântuiți, că v-ați luat plata, plata mântuirii. Na, în fine. Sunt alte subiecte. Hai să începem. Pot să recuperez live-ul trecut? Nu mai pot, pentru că culmea, l-au șters și după aia au spus că dacă vreau să fac contestație, dar n-am niciun buton, niciun live, adică la ce să fac? Da, asta e. Am și o întrebare pentru părintele Eduard. Copiii mei, când stăteau în Sfântul Altar, ucenici ai părintelui de la biserica din localitate spuneau că vasul în care se făcea Sfânta Împărtășanie, așa, de pe Sfânta Masă, mirosea urât. Care ar fi explicația? Explicația? Păi o să vedeți chiar fix în subiectul ăsta, în subiectul Sfântei Liturghii. Care este explicația? Explicația următoarea. Pentru că, în primul rând, anafura este acea parte din, de până în dumnezeiasca liturghie în care preotul o binecuvintează, nu o sfințește, o binecuvintează și o dă credincioșilor care, din păcate, nu se pot împărtăși. Da? Cei care au canon, sau, în fine. Mirosul cel urât este din cauza nevreniciei preotului. Acum, nu vrem să fim donatiști. Că donatiștii spuneau faptul că Harul Duhului Sfânt nu se mai coboară peste pâine și vin din cauza păcatele preotului. Nu, ci faptul că în momentul când un preot face păcate de moarte, de moarte, da, grele, nu știu, erezii și așa mai departe, pâinea respectivă automat începe să mucigăiască. De ce? Pentru că Harul Duhului Sfânt nu se mai coboară peste acea pâine. Da. Omul ăsta nu face altceva decât să citească de la Sfinți? Păi cam asta fac toată ziua. Uite că am pregătit aici. M-a ajutat Dumnezeu de am citit, cum mai dite, Sfânta Evanghelie după Matei. Am terminat, am trecut la Marcu. Citim tot Noul Testament. Când o să termină, îl punem acolo pe cuvânt ortodox de la Biblie 1914. Aie. Păi da. Încearcă să ne intimideze. Probabil o să șteargă alt clip. Păi probabil o să-l șteargă și pe ăla. Ce-i nești? La știri educativ? Nu e nimic educativ, mai ales la știri. Clar că nu. Doamne ajută. Vă ascultăm cu drag și vă iubim mult. Mulțumim. Și noi vă iubim întru Hristos pe toți frații noștri ortodoxi. Videoclipul unde se zice că Iisus a fost însurat și a avut copii sunt educative pentru ei. Alea clar. Pe alea le lasă clar. Cum să nu? Blasfemiile la ei sunt bune. Asta e. Da, Arsenie Papacioc a venit din mijlocul pustiei, când a fost chemat de Ilie Cleopa la parohie, când să fie Ilie Cleopa cu securitate, când Arsenie Papacioc a ascultat de părintele Cleopa. Păi da, Doamne ajută, mă scuzați, se poate rămâne discuția live-ului pe subiectul propus? Da, imediat, ai un pic de răbdare. Doamne ajută, părintele Arsenie Papacioc a fost un duhovnic mare, da, corect. Doamne ajută, Doamne ajută. Da, să binecuvânteze Dumnezeu pe toată lumea. Ok, părinte, hai să începem. Mi-ați trimis materialele, le-am salvat. Nu știu care, cum, sincer, cu ce începem. Cu... Da, doar păi, să vă uitați pe ecran și îmi spuneți. Da, da, da. Chiar te-aș ruga, uite, nu prima, nici a doua, nici a treia, nici a patra, a cincea fotografie. 1, 2, 3, 4, 5. Ăsta cu roșu. Da. Aici okay. Avem, în primul rând, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Începe cu, Sfânta Liturghie are trei mari procedee. Liturghia pregătitoare,
liturghia cuvântului și liturghia euharistică sau a credincioșilor. Așa. Cea a cuvântului se mai numește a catehumenilor. Celor prin care cei care sunt nebotezați pot să se prezinte la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Și avem în imagine, aici avem partea de la proscomidie, după tăierea gnețului și punerea celor 9 miride. Aici avem pagina corectă. Bun. În mod deci normal, pagina corectă. Okay. Da. Noi, ca Biserica lui Hristos, știm că am avut în atâta timp am avut pe mari sau mai bine cei trei noi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, numiți și Marcu Eugenicu, Fotie cel Mare și cu Sfântul Grigorie Palama. Acești sfinți, cei trei sfinți, sunt sfinți împotriva ecumenismului, care au vorbit împotriva papistașilor și care au fost dintotdeauna împotriva acestor papistași corupți din punct de vedere teologic și nu numai. Biserica Ortodoxă Română, încă din vremea Sfântului Dosoftei, a avut liturghia corectă. Antimii Virianul a avut-o corectă. Dar după ce Veniamin Costachi a editat liturghierul, nu erau pe atunci că a fost contemporan cu ei, Veniamin Costachi a avut o anumită adăugire în liturghier și a șters prima părticică într-o cinstea și pomenirea prea marilor întâi sătători Mihail și Gavriilor cireștilor netrupești puteri. Prima de sus o ștersese. Din ce motiv? Pentru faptul că n-avea în liturghierul lui, spunea că n-avea ce căuta Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril pe Sfântul Disc, ceea ce este greșit. Cu trecerea timpului, Biserica Ortodoxă Greacă, venind în România, a slujit dumnezeiasca liturghie pe vremea Patriarhului Miron, și vom vedea de ce nu trebuie pomenit, Patriarhul Miron, care... Miron Cristea? Miron Cristea, da. Primul patriarh. La 1927, 1935, a slujit liturghia cu... Mi se pare că era Atenagora pe atunci, nu mai știu sigur. În momentul când a slujit dumnezeiasca liturghie cu el, acest ierarh eretic a lăudat cu mare bucurie liturghie românescă, zicând: este cel mai corect liturghier pe care noi și latini îl iubim. Din punctul ăsta de vedere, Miron Cristea, atât de mult având mândrie exagerată, a dat poruncă de binecuvântare ca liturghierul pe care l-a avut Veniamin Costache să fie în toată patriarhia țării noastre. Dar atunci când a trecut Nicodim, Nicodim Munteanu a slujit după liturghierul ăsta eretic, cu această chestie, fiind ștearsă prima părticică, prima miridă. Apoi Justinian. Și apoi Justinian, când a venit la, în fine, dintre ei, ăștia doi, când a văzut această problemă, a readăugat înapoi prima de sus, pentru cinstea și pomenirea prea marilor întâi sătători Mihai și Gavril, cerând scuze public liturgiștilor și preoților pentru această problemă. Doar că după moartea, mi se pare că a lui Justin, a venit la cârmă cine? Teoctist. Teoctist Arpașu i s-a dat la 1995, i s-a dat în mână documentul de canonizare patriarhală a sfinților Marcu Eugenicu, Grigorie Palama și Fotie. Ceea ce el nu a vrut treaba asta, pentru că era pe mână-mână cu papistașii. Biserica Greacă de atunci tot între ghilimele amenința asupra lui Teoctist să pună în liturghier pe sfinții cei trei.
Pentru că Biserica Greacă încă de la 1984 are în liturghier această adăugire de la părticica patra. Marcu Eugenicu și Grigorie Palama și cu Fotie. E, noi nu o avem și o să, după asta o să vedeți că nu este. De ce? În primul rând, liturghierul grec, care grecii sunt, nu toți, bineînțeles, dar majoritatea, cum îi spune, eparhiilor, sunt împotriva ecumenismului. Iar ei, când pomenesc la liturghie, pomenesc această adăugire, sau mai bine spus acest lucru, împotriva ecumenismului. La a patra părticică, la a patra miridă, care este mirida ierarhilor, în care spune așa, avem pe Sfinții Părinți și apoi după Sfântul Spiridon, avem pe Sfântul Fotie, cel care a prezidat sinodul opt ecumenic, cel împotriva erezei Filiocve. Apoi avem pe Sfântul Marcu Eugenicul, adică Sfântul Marcu, episcopul Efesului, care a avut cea mai mare ceartă cu papistași în vremea lui și a detronat cu cea mai mare și a respins cu cea mai mare ideea de la sinodul de la Florența, de la Ferera Florența. Iar apoi îl avem pe Sfântul Grigorie Palama, care Sfântul Grigorie s-a luptat cu Varlam de Calabria, acesta fiind papistaș de origine, în care vorbea în erezia făcută și la urmă a venit sinodul nou ecumenic, în care vorbea și propovăduia în lumea lui de atunci că nu există lumină necreată și că lumina ce se pogoară între ghilimele peste taină este lumină creată. Și atunci Sfântul Grigorie Palama a vorbit împotriva lui și a apărat această lumină taborică, pentru că aceștia nu credeau în ea, iar Sfântul Grigorie Palama, cu toată ființa lui, a apărat lumina taborică ca semn de îndumnezeirea omului. Pentru că asta și ideea. Omul, dacă face cele poruncite de Dumnezeu, automat se îndumnezeiește. E, având în vedere că papistașii nu iubesc pe sfinții ăștia trei, Marcu al Efesului, Sfântul Fotie și Grigorie Palama, adică gândiți-vă că ia o ură accentuată la anul 1998, cred, au făcut între ghilimele o anatemă, ceea ce la ei nu există, împotriva acestor părinți, zicând pentru ei că sunt cei care sunt împotriva credinței lor. Ceea ce, pe drept, ei sunt împotriva credinței lor. Acum, hai să vorbim o chestie foarte interesantă. În mod normal, noi ca biserică ortodoxă, da? Indiferent, bulgară, chineză, japoneză și așa mai departe, era normal și este normal ca să avem această adăugire, da? Te rog frumos, dă puțin mai jos. Unde mai jos? Mai jos la subtitlu, la subtitlu. Aici, sub astea, aici, jos. Unde sunt... Jos. Aici? Aici, da. Avem aici foarte clar aleși mărturisitori împotriva papalității și a erezului romano-catolic o subtilă lovitură sub centură dată ecumeniștilor. Da? E, deci prin asta, prin pomenirea acestor mari fericiți ierari, noi ne facem pe noi, între ghilimele, mărturisitori și ținitori în Biserica Ortodoxă, prin asta ne dezicem de erezia papistașă și de ecumenism. Da? Poți să ieși de pe la poza asta. Ideea este că în liturghierul românesc, o să vedeți imediat. Ok. Deci, pagina aceasta gata? Da. Hai să vedem așa un pic. Aici e exact cu ce vă ocupați dumneavoastră. Da, e de partea cele... Da, a treia și așa mai departe și rostiți aceste rugăciuni. Da. Când se zice această rugăciune, se face părticica, se pune pe partea dreaptă de lângă Sfântul Acneț. Asta este, în mod normal, se numește, sunt cele nouă cete îngerești.
la modul citere sfinților, citere cuvioșilor și așa mai departe. Da, am înțeles. Ok. Mergem mai departe. Acum să-mi spuneți care e următoarea? Sau la care vedem. Trebuie să fie pe rânduri. Stai un pic. Cred că e penultima, cred că ești de pe rând. Deci avem una, două, trei. Asta a treia. Nu știu sigur asta. Dacă e. Nu, mai... Asta ia să vedem noi. Nu, asta e altceva. Ia să vedem aici. Asta e timpul din liturghie. Nu, eu tot dau aici să-mi spune. Hai să le dau așa să vedem. Stai că sunteți deja și video. De la început. Ok. Acum le dau și dumneavoastră când da. Spune stop. Așa. Aici, de înapoi. Bun, hai să ne uităm la aceeași părticică, a patra. Arătați-mi mie unde vedeți Fotie, Marcu Eugenicul și Grigorie Palama. Deci acum cu ce se lucrează în ziua de astăzi, nu? Exact, liturghierul 2012. Ok. E, nu este. Vedeți? O chestie că biserica ortodoxă. Să fac eu cumva ca să dau înapoi, ca să facem o comparație. Ok. Unde era? Imediat să dai un refresh. Asta cred că era. Da. Nu? Așa. Da. Trebuie să le fac eu pe amândouă, așa, să vedem diferențele. Deci, prima... așa, deci cu asta se lucrează în ziua de astăzi și asta este cea nemodificată. Exact. Așa, luând a patra părticică. Așa. Luând a patra părticică. Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Ion Grădaur, Atanasie, Kiril, Nicolae al Mirelor și așa, Marcu Eugenicul, Grigorie Palama. Ia să vedem aici. Păi nu este niciun... Vedeți? Deci aici e o greșeală pe care Biserica Ortodoxă Română n-a făcut-o. De ce? Că respectă cererea pe care le-au făcut-o papistașii cu foarte multe rânduri. De a nu pune liturghier pe sfinții aceștia. Pentru că, cum am spus mai devreme, papistașii îi urăsc de moarte pe acești sfinți. Adică gândiți-vă la faptul că Biserica Greacă, un sobor al sfinților, cum a existat la Sfinții Trei Erari pe 30 ianuarie, așa a vrut Biserica Greacă să le facă un sobor acestor noi ierarhi într-o zi oarecare din prin 1 iunie. Papistașii nu au fost de acord și a spus foarte clar nu. Pe atunci era Atenagora. Și nu a vrut pe nici chestie să pună. Ba din contră, știți foarte bine că Atenagora și papa de atunci, abar n-am cine mai a spus atunci, ci că au deslegat ei anatemele din vremea Sfântului Fotie, ceea ce... Stai puțin, frățioare, cum vine treaba asta? Da, deci încă o dată, probabil se vede și pe imagine, pe ecran, sper să se vadă. Așa, deci aici sunt toți Sfinții Părinți. În liturghierul nou, după care lucrează preoții noștri acum. Și aici îl avem pe cel nemodificat. Deci în cel nemodificat scrie clar aici. Este și Sfântul Fotie, patriarhul Constantinopolul, nu? Da. La 1054 de atunci, nu? Despre... Da. Așa. Adică care i-a dat anatema pe papistași, ca să se înțeleagă clar. Pentru erezia filioque. Exact. Pentru... De atunci s-au despărțit. Deci, Sfântul Fotie. Așa. În cea nemodificată este trecut aici Fotie. În cel nou l-au scos. De ce? Pentru că i-a dat anatema atunci, în 1054. Exact. Și normal, acum, dacă din păcate ei noștri trag mai mult cu ecumenismul, l-au șters fix pe Sfântul Fotie. Bine, și aici și pe Sfântul Marcu Eugenicul și pe Sfântul Grigorie Palama. Aici nu găsim nici Fotie, nici Sfântul Marcu și nici Sfântul Grigorie. Nu, i-au scos. Pentru că le curentează ecumenismul. Exact. Ha, deci vedeți, e o problemă foarte gravă.
o gravă la modul sincer, pentru că nu poți să vii cu liturghierul lor să îți spui mie, da, dar știi că eu o mărturisesc. Leapă-te de treaba asta mai întâi. Că, iertați-mă, liturghierul există, dar numai să se vrea. De exemplu, circul liturghierul de la Schitulacu, frate, slujește cu el, da, e Muntele Atos, da? Există liturghierul lui Prea Sfântul Petru Pruteanu, liturghierul misionar, poți să slujești cu el, da? De ce nu se poate, nu se vrea? De ce? Pentru că sunt stăpânii. Episcopul când vine în, cum îi spune, în vizită, se uită la liturghier, dacă are ștampila. Cel puțin în cazul deci, meu. Stați un pic, verifică dacă citiți după cel nou. Da. Păi de ce, părinte? Liturghierul și Evanghelia trebuie să fie sub titulatura lor. Adică ei dacă vede că îl stui după alt liturghier, imediat te caterisește, nu stă la discuție. Păi da, dar stați puțin, părinte, că e o problemă mega super gravă. Exact. Pentru că e ceva normal să citiți după cel nemodificat, adică întreaga Românie, ortodoxie din România. Păi cum adică ăștia verifică până și da, ia stai să vedem ce citesc ăștia aici, după cel nemodificat sau după cel cu papistași? A, după cel cu papistași, bravo, boss, bravo, îți dau o parohie mai bună data viitoare. Bă, da. Tu ia să vedem, tu ce citești? Păi citesc asta care e nemodificat. A, da? Hai, pedeapsă, 2 săptămâni în cuca măcăi, stai acolo. Data viitoare te și caterisesc. Nu? Cam așa ceva merge. Da, 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 exact. Oh, Doamne, Maica Domnului. Cât de mult contează, părinte, acest fapt? Păi contează, pentru că, în primul rând, dacă nu pomenim pe sfinții aceștia, automat te faci părtaș ecumenismului. Și nevinovat, adică gândește că mulți preoți nu prea au în seamă. Dar dacă o părticii, că nu pomenești 3 sfinți care au fost împotriva acestui fapt, automat te faci părtaș. Vrând nevrând te faci părtaș. Pentru că tu ca preot trebuie să ții cuvântul sănătos. Corect? Corect. Normal, e, normal. Din momentul ce tu nu-i pomenești pe sfinții care au fost împotriva papistașilor, tu te faci tocmai că te faci cu ei împreună, cu papistașii. Ai ideea. Te faci în aceeași funcție cu ei. Te duci pe aceeași plutire și, din păcate, nepomenirii pe acești 3 sfinți te cam duci la vremurile călduroase. Și o spun la modul sincer, pentru că, gândiți-vă, sfinții aceștia 3 sunt modelul suprem al bisericii noastre ortodoxe în ceea ce prevede apărarea bisericii noastre ortodoxe. De exemplu, gândiți-vă că liturghierul acesta, nou, nu a dorit nici ruptul capului să pomenească pe sfinții părinții atoniți. Nu a vrut, pur și simplu nu s-a vrut. Pomenirea părinților atoniți. De ce? Din multe motive. Păi ia să ne gândim. Din motivul ecumenismului principal. Păi, de exemplu, în liturghierul nou, ăsta nou la modul, el e mai vechi, dar ediția e nouă, cea din 2019, în al preasfințitului Petru Pruteanu, se vorbește de Paisia Gheoritu și alți părinți, da? Pentru că nu era pe timpul Sfânt Paisia Gheoritu pomeni la părintele, era încă în viață. Dar ideea e că tocmai asta este ea. Când s-au reeditat liturghierile în Grecia, s-a pus acolo la părticica cuvioșilor Petru al Atosului, Paisie al Atosului, clar, Sfântul Paisia Gheoritu și alții părinți de acolo, Siluan și așa mai departe. Pe când, în cazul nostru, nu este pomenește. De ce? Pentru că, din păcate, românul nostru este obișnuit să pomenească doar ce vrea mușchiul lui și ceea ce au lăsat ce au lăsat cei din urmă. Dar nu cei din urmă, precum Antim Ivirianu și Dosoftei, da? Ci ce au vrut ceilalți, pentru că totul a pornit de la Veniamin Costache. El a vrut totul. Clar și știm foarte bine că a fost mason, da? De exemplu, hai să ne gândim la o chestie. Liturghia corectă s-a făcut și în liturghierul de la Sibiu sau liturghierul lui Șaguna, care în liturghierul lui, el fiind, din păcate, în vremea respectivă mason, dar Șaguna a ținut liturghia corectă. Tocmai din cauza asta, atunci când a binecuvântat darurile în ziua Sfântului Apostol Andrei, i s-au împuțit, au început să mucegească după epicleză și aia a fost întrebarea lui din ce motiv. Și atunci, bineînțeles, s-a dus la Văratic, s-a pocăit, există scaunul sus la Paraclipsul Sfântului Nicolae și, bineînțeles, că Dumnezeu, prin pocăința aceea de 10 ani, l-a făcut pe,
pe Andrei Șaguna să devină Sfântul Andrei Șaguna. Deci cam asta e la prima fază, la proscomidie. Ok. Hai să le punem cumva, nu știu unde să le pun. Hai să fac eu un folder aici mai bine. Așa, ca să nu le mai șterg, să le iau. Deci am lucrat cu materialul acesta. Da. Așa, și cu încă unul, dar nu mai știu care acum. Așa, mai departe. Hai să trecem la altceva atunci, părinte. O să îl găsești. Ce? Așa. Asta e, nu, nu. Ok. Hai să începem cu asta. Asta este rânduiala de pregătire a Sfinților Slujitori. Și cred că foarte clar, pentru începutul dumnezeieștii liturghii. Te rog frumos, îl dai puțin mai mare. Atât, e suficient. Spune foarte clar în roșu, după otpustul utreniei, cea din păcate la noi nu prea să face otpustul utreniei, la noi după, cum îi spunem, după troparul zile din la doxologie, trece la liturghie, ceea ce e grav aici. După otpustul utreniei sau al ceasurilor, la noi în parochii nu se fac ceasurile și e un păcat și grav din punct de vedere al preoției, fiind vremea se începe dumnezeiasca liturghie și preotul și diaconul, dacă este, ceea ce țin să menționez, episcopul e dator să-i dea preotului la fiecare parohie cât un diacon, pentru că liturghia fără diacon este o liturghie cam puțin cu probleme, adică cu handicap, pentru că nu se poate preotul să facă și celele diaconului. Diaconul e pus să zic ectenii, să zic anumite chestii, pentru că în timpul liturghiei sunt atâtea rugăciuni de zis, da? Dar dacă din păcate nu există diacon la acea biserică, preotul este dator să facă un anumit lucru. Când începe dumnezeiasca liturghie, să zică toată ectenia, iar rugăciunea care se citește până în ecfonis, acea chestie, ca ta este împărăția, ca ta este stăpânirea, etc., etc., să-ți citească rugăciunea cu voce tare. Niciodată, pentru că în liturghiile astea noi, s-a pus mereu să citească în taină, ceea ce este incorrect. Acestea se citesc cu voce tare. În momentul preot a zis, și țin să menționez și vreau să ascultați și cei care vă pricepeți, când preotul spune pe preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare și pura Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim, în mod normal nu se cântă la strană, preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Țin să menționez, modelul pe care noi trebuie să-l punem este mântuiește-ne pe noi, nu miluiește-ne pe noi, pentru că cel care se ocupă cu miluirea e Hristos. Maica Domnului poate mântui în modul următor, prin faptul că prin mijlocirea pe care Maica Domnului o are la Mântuitorul Hristos, noi ne putem mântui. Și atunci mergem cu ectenia următoare, să o pomenim. Nu se trece lucrul acesta. În Athos s-a făcut o anumită chestie foarte interesantă, că în momentul când preotul sau diaconul zice aceasta, se zice cântă foarte încet acest preasfântă Născătoare, Dumnezeu mântuiește-ne pe noi, ceea ce este corect. Deci, nu putem să băgăm de la noi. Bun, în fine, aici avem rândurile de pregătire a preoților. Ce înseamnă asta? În momentul când la strană se cânte Sfinte Dumnezeu la doxologie, preotul face niște rugăciuni, adică se pregătește pentru a sluji dumnezeiasca liturghie. Până aici e bine. Rugăciunea de față avem așa. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și mă miluiește. Etic așa. Și avem rugăciunea împărate ceresc. După rugăciunea împărate ceresc, avem slavă începem în pace, într-o bunăvede două ori, făcând două închinăciuni, după care preotul sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Sfânta Masă, iar diacon numai Sfânta Masă, apoi face o închinăciune, Doamne, buze mele veșite și gura mea va vesela la o dată. Deci, pentru noi, se pare că între ghilimele ar fi bine. Poți să închizi. Ok. Așa, următoarea. Cred că este lângă tot. Trebuie să și notez așa că probabil mai comparăm. Următoarea este aceasta? Sau nu. Aceasta? Nu, asta am făcut-o. Asta am făcut-o? Atunci o punem aici. Hai să vedem, pagina este mai sus așa. Bun, aici e continuarea. Bun. Bun. E,
Aici avem partea care se din liturghie nou, cel al patriarhiei, în care avem, scrie foarte clar, roșu pe alb, din duminica învierii până la sărbătoarea înălțării Domnului, în loc de împărate ceresc. Și acum vine ideea foarte interesantă, zice de trei ori fără a ridica mâinile. Hristos a înviat din morți. Păi uite frate, așa o întrebare. În liturghiile vechi, o liturghie de la 1742, preotul spune foarte clar acolo, acolo era în chirilică, n-aveam cum să vă arăt. Dar spune foarte clar, interesant și scris negru pe alb, că preotul ridică mâinile la cuvintele Hristos a înviat din morți. Pentru că și traduce un liturgist în vremea respectivă, Haralambios, nu știu cum, care spune foarte clar, scurt, că în momentul când preotul ridică mâinile la Hristos a înviat din morți, reprezintă tocmai bucuria învierii pe care preotul și credincioșii o au pentru învierea lui Hristos. Bun. În liturghierul ăsta nou avem că nu se mai ridică mâinile. Acum vine întrebarea. Papistașii au în liturghie roman aceeași chestie. Ei când fac pregătirea pentru liturghia lor nestoriană, nu când la Paștii lor, care nu știu ce Paști ăla, ei nu mai ridică mâinile când atunci se cântă Hristos a înviat. Și acum vine întrebarea. Nu avem aceleași asemănări? Da. Deci, altă chestie că ei să cam iau după papistași. Că, da. Din punct de vedere, deci dacă tu nu ridici mâinile, pentru că este o bucurie, este acest gest al ridicării mâinilor, îl vedem consemnat în, mi se pare că la Iona, atunci când Iona nemaiputut ridicând mâinile, în momentul chitului, el face din mâini semnul Sfintei Cruci. Da. Iar în momentul când, mai târziu de lucrul acesta, vedem că toți ucenicii, de exemplu, vedem, avem consemnate la foarte multe din Sfânta Scriptură, iar Iisus ridicând mâinile, iar Pavel ridicând mâinile, sau așa mai departe, era tocmai rugăciunea aceea, cum îi spunem, rugăciunea aceea puternică pe care o făceau ucenicii Domnului înaintea Domnului și Dumnezeu nostru Iisus Hristos. Sau, în fine, înaintea lui Dumnezeu. Dar, dacă îmi permite să aduc și să adaug o paranteză, că mi-am adus aminte, iar cu ridicatul mâinilor, îl avem pe Sfântul Proroc Moise, care atunci când ridica mâinile, poporul lui Israel biruia. Adică era un gest de rugăciune către cer spre biruință. Exact, exact, exact. Spuneți, gata, am închis. Deci, tocmai aici este ideea. Deci, tocmai aici este ideea. Ridicarea mâinilor se face indiferent de sărbătoare, indiferent de praznic, pentru că această ridicare a mâinilor este tocmai rugăciunea cea înălțătoare pe care o vedem cât și în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Bun, poți să închizi imaginea. Da. Deci aici nu mai avem nimic, nu? Nu. Asta cu apoi diaconul sărută? Nu, ai altceva, nu. Bun. Punem aici. Hai să mergem cu partea. Cred că este ultima de pe linia respectivă. Ultima? Ultima de sus. Aceea e de la Epicleză. Ai de aici? Da, asta este. Bun. Da. Bun, despre aici ce? Avem aceeași pregătire, o avem, a preotului când... Dar da, să ne uităm cu atenție. Se potrivește același lucru cu ce am dat mai devreme? Nu. Vedeți? Și de ce? Pentru liturgii și pentru preoți pare ceva ciudat. Ce caută Epicleza din liturghierul românesc la pregătirea preotului pentru dumnezească liturghie? Păi, asta ne uităm la text. Doamne, celălalt ce trimit pe preasfântul tău Duh, în ceasul al treilea, apostolilor tăi, pe acelea bune nu-l lua de la noi, ci-l numește nouă, ceea ce ne rugăm ție. Stih, inimă curată, zice într-un mine Dumnezeule și Duh drept, nuiește într-un cel într-o ale mele, în timpul fiecare stih, clei și facă o câte o închinăciune. Și iară ridicând mâinile și zice, Doamne, etc, da? Nu mă lepa la față Duhul tău, nu-l lua de la mine, da? Doamne, etc. Și acum vedem un stil foarte interesant. Vremea este ca Domnul să lucreze, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dă puțin în jos, la subsol. Așa. Vedem aici foarte interesant un subsol.
Închinăciunea trebuie făcută în timpul stihului în semn de pocăință, așa cum sugerează și ideea fiecărui stih. Rușii, însă în cea mai mare parte, obișnuiesc să țină mâini ridicate și la stihuri, fiind asociere mecanică între ridicarea orarului de către diacon și ținerea mâinii ridicate de către preot. Liturgii vorbind, numai invocarea din textul tropalului se potrivește cu ridicarea mâinilor, pe când sticurile s-ar potrivi mai degrabă cu închinăciunea. Și 2, psalmul 2, adică subsălul 2, slujba ce urmează să se săvârșească de oameni, adică dumnezească liturghie, este de fapt imaginea văzută a slujirii nevăzute a lui Hristos, arhiereu cel veșnic, care aduce și se aduce, primește și se împarte pentru noi. Deci în momentul când preotul face lucrul acesta, preotul în momentul acesta roagă pe Hristos să-l pregătească pentru pentru jertfa cea mai supremă dintre toate jertfele aduse. Pentru că în momentul pe Sfântul Duh se aduce Hristos Dumnezeu nostru, iar împotrivă sângele Lui. Deci, și acum vine întrebarea. De ce? Că ai acela pagina a doua, trebuie să evidențiem o chestie. De ce nu se potrivește lucrul acesta? Și poate să-mi zică, măi bine, dar ediția e cu totul alta, nu contează. Ba contează, pentru că rugăciunea împărate ceresc și celelalte lucruri care se fac acolo nu au ce căuta. Împărate ceresc este rugăciunea care se face în mod obligatoriu la începerea utreniei. Este începerea pe care noi o facem ca și cum să ne pregătească pentru slujba utreniei. Dar în momentul când intrăm la Dumnezeu... Ca și cum te prezinți în fața împăratului și începi să-i aduci în loc de bună ziua o rugăciune, o slavă, cum ar veni. Și dacă se prezintă un om, unui împărat pământesc, nu se prezintă oarecum așa și începe să, adică bună ziua și începe să zică un banc. Îi aduce, exact. Bună ziua, bine v-am găsit, mă numesc cu tare, așa, slăvite împărate, cum era înainte. Na, la noi acum împăratul ceresc este Dumnezeu și este ceva normal să se înceapă cu această rugăciune, nu? Te prezinți cum ar veni. Exact. După care încep lucrarea. Încă o chestie. Rugăciunile de față sunt rugăciunile pe care preotul le face spre pocăință și avem stihul 2. Numele pe la fața ta și Duhul tău cel sfânt, cel de la hirotonie, nu lua de la mine. Pentru ce? Pentru păcatele mele. Da? În momentul preotul, cu păcatele lui, cu prostiile lui, să-l ajute pe preot să poată să slujească, să-l curățească și să-l facă curat, ca să poată să spuneți că Dumnezeiește și preacuratele taine. Toată liturghia există rugăciuni speciale pentru așa ceva. Și apoi vedem aici la 3 la stih, vreme este ca Domnul să lucreze, acum și pururea și în vecii vecilor. Dar prin cine să lucreze Domnul, întrebarea? Prin preot. Pentru că dacă ne uităm la rugăciunea de sus, cea de la a doua pagină, vedem următoarea. Doamne, întinde mâna ta din înălțimea locașului tău, și mă întărește spre slujba ce mi este pusă înainte, ca neosândit, stând înaintea înfricoșatului tău altar, să săvârșești jertfa cea fără de sânge, ca ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Deci, vedem foarte clar în pregătirea aceasta, ceea ce pregătea dinainte nouă are, cea rugăciunea asta a pus-o mai înainte de pregătirea asta, ceea ce este incorrect, care prin rugăciunea asta, preotul roagă pe Dumnezeu să-l pregătească pentru cea mai frumoasă slujbă, pentru jertfa cea fără de sânge, adică a lui Hristos Iisus. Deci asta este pregătirea corectă pe care preotul trebuie să o facă mai înainte de începerea dumnezeieștii liturghii. Ok, mergem mai departe? Da. Bine, așa. Pac. Cu ce mergem? Cu partea aceasta? Nu, iasă. Hai să le luăm așa, mai bine, de la capăt, nu? De la asta am făcut-o. Bun. Pac. Aici ce avem? Ia să vedem. Așa că tine stăruitoare, nu. Încă nu. Hai să... Dacă vedeți dumneavoastră, puteți să-mi spuneți ca să dau direct. Nu, nu, nu. Pac. Nici asta.
Aici, asemenea nu. Și cu harul. Dacă se poate să dai, uite, alea e un canon. Dă-mi prima poză de aici, prima. Prima? Da, prima. De pe rândul de sus, de aici? Da. A, ectinea stăruitoare. Următoarea? Următoarea este aceasta. Rugăciune stăruitoare. Nu, pentru catehumeni. E da, le iau de la capăt. Și unde spuneți dumneavoastră, ia să vedem aici ce e pe rândul 2. Nu. Una, două. Pomenirea normală. Așa. Nu. Așa, 3, 4, dai că le dau. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ale tale dintr-o ale tale. Nu? Nici aici? Nu. Trebuie să fie o poză aici, trimisă de mine, la anaforă, că acolo mă interesează. Hai să mai derulăm atunci, până găsim. Asta e clesa? S-a derulat una. Rugăciune pentru cei chemați? Nu. Iarăsă. De înainte. Da. Menește, nu. Câmpuri de luptă. Doamne Dumnezeu nostru, ceri stăruitoare. Aici este ceva video. Și după aia se termină. Da, nu știu. Deci hai să începe cu ectinea stăruitoare, ca să ne fie mai ușor. Prima poză. Prima poză? De aici? Da, aici. Bun. Aici avem ectinea stăruitoare. Deci este ectinea întreită pe care Biserica Ortodoxă o face, da? După câte observați, fiecare ectenie în mare parte este ectenia aceea din mijlocul, în momentul când se deschide ilitonul pentru, cum îi spune, pentru dumnezeiasca liturghie. Mafie este ectenia de cererii cele stăruitoare. Ectenia cheie din dumnezeiasca liturghie, în care îl aduce pe Hristos ca centrul liturghiei și îi prezintă lui Hristos problemele sociale și alte feluri de probleme pentru credincioșii locului. De exemplu, unul este bolnav, altul este, nu știu, are un examen sau etc., da? Da. Bun. O întrebare. Ce observăm noi calitate în această ectenie? Vă răspund eu. Ectenia pentru episcop. Este din cea, țin să menționez, cea curată. Episcopul nu este centrul liturghiei. În schimb, centrul liturghiei e Hristos, pentru că el vine și servește în mod dogmatic în fața credincioșilor. Și dacă ne uităm cu atenție la această ectenie, vedem așa. Începând cu acest moment, preotul începe a dezface și litonul antimisului. Încă ne rugăm pentru cinstiții episcopi, preoți, diaconi, monac și monahii și pentru toți și pentru toți frații noștri. Da? Episcopul se pomenește în dumnezeiasca liturghie de câteva ori. La ectenia mare, adică la începutul liturghiei, la ieșirea cu sfintele daruri, că e mod obligatoriu pentru că prin el face liturghia, da? Și apoi după la diptice, adică la pomenirea pomelnicilor. Bun. Apoi dacă stăm să ne uităm mai sus de ectenia aceasta, avem o chestie foarte interesantă aici cu roșu. După citirea textului Evangheliei, urmează omilia, predica. Acum am și o întrebare. Când se face predica la noi la Biserica Ortodoxă? La sfârșit. La sfârșit? Păi stai cu... Ce-i drept că și în liturghierul nostru scrie la fel. Că se face liturgia... Se face predica la după Sfânta Evanghelie. Dar vine întrebarea următoare. Asta este trecut în cele din 2014, din 2012. Dar oamenii mei nu iau și în legătură cu treaba. Că dacă te uiți în Arhiereticon, din păcate n-am cum să fac în Arhiereticon, scrie foarte clar, negru pe alb, că predica de la după dumnezeiasca Evanghelie o face decât episcopul. Păi am și o întrebare, episcopul e mai cumos decât preotul? În mod ierarhic, da.
Dar din punct de vedere al liturgic, nu. Pentru că preotul și episcopul sunt pe aceeași linie de slujire, doar că unul este cel care l-a hirotonit pe altul. Dar ei, în timpul liturgiei, nu mai sunt stăpâni, nu mai sunt frați în Hristos. Da? Episcopul, preotul, mireanul și atâta, da, diaconul și ceilalți sunt frați în Hristos. Nu se consideră că el este stăpân, șef, boss și așa mai departe. El este frate în Hristos împreună cu slujitorul ce stă în fața Sfintei Mese. Da? Deci, din punctul acesta de vedere, preotul, de ce trebuie să facă predica după dumnezeiasca Evanghelie? În primul rând să ne uităm cu atenție. În momentul când preotul este cu Sfânta Evanghelie, da? La Bohodumic, ați văzut că preotul este cu mijlocul Sfânta Evanghelie, când la strană se cântă fericirile, și zice foarte frumos următorul cuvânt: înțelepciune drepți. Iar la strană, normal nu e voie, se cântă: veni să ne închinăm, să cădem la Hristos, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, cel ce, doar că e duminica, a înviat din morți, pe noi ce cântăm ție, aleluia. Cântarea aceasta, în mod normal, se cântă de către preot: veni să ne închinăm, să cădem, făcând o metanie în fața Sfântului Altar cu dumnezeiasca Evanghelie. Reprezintă faptul că preotul îi cheamă pe credincioși spre veni să ne închinăm lui Hristos. Care Hristos? Care e aici în Evanghelie, cuvântul lui. Da? Bun. Preotul, în momentul când a făcut acest semn cu Sfânta și dumnezeiasca Evanghelie, credincioșii trebuie să fie obligați cu sufletul cât și cu mintea să fie concentrați pe dumnezeiasca liturghie și pe jertfa ce va urma să fie în fața lor. În momentul când preotul face lucrul acesta, preotul zice o rugăciune. Bineînțeles, cu voce de-a trebui, dar el o face în taină. Și care e rugăciunea? Binecuvintează, Doamne, intrarea Sfinților Tăi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Deci preotul în momentul respectiv, când face această rugăciune, în mod dogmatic și sfințit, îngerii se coboară, sfinții ierarhi intră în Sfântul și Dumnezeiescul altar și slujesc împreună cu, și îngerii, etc., slujesc împreună cu preotul. Ceea ce vedem prin mărturile sfinților. De exemplu, avem la Sfântul Nicolae Planas, când a slujit cu Sfântul Foca, când a slujit cu Sfântul Nicolae și așa mai departe, da? Deci avem mărturii prin care părinții slujeau cu sfinții în dumnezeiasca liturghie. Bun. În ceea ce prevede Evanghelia și omilia, ea are un lucru foarte interesant. După ce preotul citește Sfânta Evanghelie, este cuvântul Domnului Hristos și apoi vine cuvântul urmașului lui Hristos, adică preotul. Pentru că de-aia ne spune Hristos în Sfânta Evanghelie: eu vă trimit pe voi ca ce? Ca oile în mijlocul lupilor. Și în momentul când preotul, da? Adică Hristos îl pregătește pe preot pentru ce? Știe că trebuie să adauge cuvânt împotriva ereticilor și așa mai departe. Da? Bun. Și în momentul respectiv, preotul trebuie să fie demn și, bineînțeles, să aibă chipul, între ghilimele, hristic, în care să vorbească înaintea credincioșilor înțelesul evanghelic. De exemplu, în cazanile vechi se citea din lene, din păcate, tâlcuirea Evangheliei. Da? Că tâlcuirea Evangheliei, predica în sine, se face de către preot, da? Iar la urmă preotul, intrând în după predică, preotul intră în Sfântul Altar și zice această ectenie. Ectenia asta este, cum am spus, ectenie sărăuitoare. Dacă ne uităm foarte interesant, avem așa. Deci hai să ne uităm la fiecare. Încă ne rugăm pentru cinstiți episcop, preoți, diacon, monași și monahii și pentru toți dintre frații noștri. Clar, deci vorbim despre partea clericală și partea monahală. Deci nu avem pomenirea episcopului, da? Cum ne acuză pe noi ăștia că voi pomeniți episcopul, că nu știu ce, că vomne. Din punct de vedere, ca să vorbim pe limba lor, suntem un pic nepomenitori, între ghilimele. Deci, dar noi nu suntem nepomenitori că ne-am depățit de biserică, ci într-un singur motiv. Dă-i puțin mai în jos. Mai jos? Da, la subsol aici. Uite că aici avem... aici. A, da.
Avem la subsolul, deci ectina întreită nu trebuie să reia în tocmai cerile din ectina mare, ci formulează alte intenții de rugăciune, fără a repeta pomenirea nominală a episcopului sau cereri pentru conducător și armată. Că din păcat, iertați-mă, mai mult se pune cererea pentru armată, pentru oaste, pentru popor, pentru... Am și o întrebare, cu ce mă ajută pe mine ca virgulă clerică, mă rog eu pentru șeful mare de la stat pentru Nea Iohannis, că ăla este luteran, da? Evident, cu nimic. Bun. Dar nici nu, din punctul meu de vedere, nici... Nu știu, poate greșesc, dar nu cred că nici n-ar trebui să fie pomenit. Clar, da. Ok, sunt învățătura, da, este că trebuie să-l pomenim pe mai marele, dar înainte mai mari erau ortodoxi, adică nu se pune problemă să conducă un secretar, un hulitor de al Maicii Domnului. Clar. Și în ziua de astăzi nu ar trebui, cred, pe cum să-l pomenești pe eretici? La... N-ai cum. Adică și dacă mergi pe la o mănăstire, care este mănăstire ca lumea, ți se spune de acolo, vezi să nu cumva să-mi pui eretici pe pomelnic. Păi, da, exact. Clar da. Că nu-l pomenește nimeni pe Marta Logosa, Doamne iartă-mă. Da, e, și altă parte. Din păcate, liturghie românesc îl pune pe episcop în centru. Bă, da, îl pune în centru. Încă ne rugăm pentru un alt patriarhul nostru, un alt preasfințitul, cu tare, nu știu ce, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui. Da, băi, frate, îți dă el să mănânci? Nu. Tocmai aici este ideea. Deci, nu trebuie să punem cele de la ectenia mare, da? Ectenia mare, de la începutul liturghiei, acolo, da, pomenim episcopul, pomenim patriar, pomenim ce pomenim, dar gata, lectrinile cerii stăruitori, nu mai pomenim episcopul, ci ne ocupăm de cazurile parohiei, de cazurile grave, adică, dă-i în pagina a doua. Da. Aici, nu? Da. Și acum avem așa. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, închinători, ctitori și binefăcători acestui fântului locașului acestuia. Bun, aici trebuie să traducem o chestie. Avem învățătură de la Sfântul Grigorie Palama că atunci când ctitorii acelei mănăstiri, biserici sau altceva face parte, după cum spunea Sfântul, dar noi vorbim cum sunt traduși astăzi, face parte din asociația ochiului lui Horus, adică în ziua de masonerie, nu mai trebuie pomenit această ectenie, ci pomenită în felul următor. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatului robilor lui Dumnezeu, enoriași, închinători și atât. Atât. Titor și binefăcător nu mai pomenim, pentru că știm că sau putem să pomenim decât binefăcători lângă așa acestuia. Care sunt binefăcătorii? Care sunt binefăcătorii? Oamenii care vin și dăm puținul lor și lasă preotului 5 lei, 10 lei, 12 lei la pomelnic. Ăia sunt binefăcătorii bisericii. Nici pe de partea aia care vin cu donații grele, babane, pentru că nu-l călzește pe preot. Pe unii, din păcate, cam da. Dar că aia sunt binefăcătorii ai sfântului locașului acestuia. Dar mai e o binefacere pe care omul o poate face. Faptul că e ce? Că este prezent la liturghie. Ai o mare binefacere. Bun. La noi în România se practică, din păcate, ceea ce și liturghie românesc nu-i de acord, dar din tradiția băbească îi fac lucrul ăsta, să pomenească pomelnice. Acum să pomenească. Nu se pomenesc pomelnici acum. Chiar, părinte, iertați-mă că vă întrerup, dar am auzit așa. La Sfânta Liturghie tot auzeam pe unul acolo care șușotea Gheorghiță, Vasile, Eminescu, Casandra, Dovlecel, Mickey Mouse. Este corect să se citească pomelnicile în gura mare așa? Nu, la... ci pomelnicile se citesc. Da, să zic în gura mare, dar nu pomenește, Doamne, pe nu, rând, nu. În timpul Sfintei Liturghii, că poate că nu știu eu exact. În timpul liturghiei nu se pomenește decât la diptice, adică după sfințirea darurilor. Există o anumită cerere prin care noi ne rugăm pentru X și Y, pentru Ion, Gheorghe, Maria, etc.
Există, țin minte, dar... că înainte dura cam o oră așa, până mamă, când începeau numele, eu de, când eram eu mai mic așa, când da. Începeau numele, frate, wow, oleu, ieșeam pe afară, vă zic, bă, frate, o oră urmează numai numele. Da, dar vezi tu, această pomenire pe care mulți nu există în liturghie, asta da, nu există. Pomenirea respectivă, de care îți spun și din ce motiv mulți pomenesc treaba asta cu gura mare. Pentru că babele, dacă nu sunt auzite, vin la preot. Oh, nu m-ați pomenit! Ți să menționez. Pomenirea credincioșilor se face doar la proscomidie și atât. Restul de pomelnice, de exemplu, există o parte la liturghie în care se pomenesc credincioșii care chiar au nevoie de pomenire. Nu știu, un om bolnav, un om care e în călătorie, un om care, nu știu, o anumită necesitate, chestii de genul, da? Adică chestii concrete. Și aici avem câteva cereri. Părintele care a făcut liturghierul ăsta și la așa, e un liturghier deocamdată în devenire. Din păcate trebuie să ne folosim de liturghierul ăsta, bor. Foarte multe nu sunt adăugate aici, dar de acolo sunt lipsă și aici mai sunt chestii care sunt lipsă, din păcate. Acolo are niște adunări de cereri, așa se numesc, cu ectenii, rugăciune pentru părticele și așa mai departe. Și din păcate și eu trebuie să folosesc acela liturghier, doar că îl folosesc decât pentru cereri, nici de pe departe pentru liturghie, că aia nu mă interesează. Uh-huh. Eu fac după ăsta. Aici se pot. Și după aici, după ectenia, avem următoarea. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în Sfânta și întru tot ce este biserica aceasta. Da? Dar ce înseamnă asta, cei ce aduc daruri și fac bine? Credeți că pentru biserică înseamnă cei ce aduc whisky, vin, țuică? Nu! Exact! Nu asta! Colaci și așa? Nu, frate, nu asta se referă biserica, ci cei care aduc daruri. Darurile pe care credinciosul trebuie să le aducă pentru biserică, pentru un special pentru biserică, sunt următoarele. Cărbuni, pentru cărbuni, da? Tămâie, lumânări, vin bisericesc, nu vin liturgic de la pangar. De la babanu. Așa, nu, și țin să menționez că mai sunt credincioși. Nu mai aduceți preotului, că poate nu aici, dar în alte zone, și cei care aud, vin din comerț, pentru că biserica îl oprește pe preot să săvârșească liturghie cu orice fel de vin. Vinul din potir trebuie să fie unul dulce, nu semi-dulce, nu, că mai nou am observat la așa la Patriarhie, nu știu de care, Sauvignon, nu știu cum, Pinot Noir. Bă, frate, ce facem aici? Liturghie sau degustări de vin? Când vine vorba de dumnezească liturghie, trebuie să fie vin dulce, fără alcool. Maxim 4%. Eu când fac Sfânta și Dumnezească liturghie, nu fac cu vin de la arhiepiscopie. N-am făcut, nu o să fac în vecii vecilor. De ce? Că are un gust vai mama lui. În schimb, eu mă folosesc de următorul lucru. Cumpăr vin din trei părți. Și o să spun și recomand. Acum, a treia n-are săracii preot cum să facă mereu rost. Dar asta se poate face. Pentru preoții treaba asta. Să facă rost de vin, e păpizaticos. Nu e scumpă, 32 de lei o sticlă de aia, dar te ține. Este vin de Athos, frate, din Vatopedii, e 2, sau 3% alcool, dar e, frate, e și dulce și pe de altă parte și poți să împărtășești. Păi vine un copil sărac, că eu mi-a pus cineva o întrebare. Părinte, dar când vine copiii și împărtășești, de ce să strâmbă? De la vinul ăla sec și prost, de aia să strâmbă. Și altă parte și din cauza mamelor că nu îi duc pe la biserică. Dar în mod normal vinul trebuie să fie dulce. De ce? Pentru că noi zicem la rugăciunea naforale, tu ești dulceața vieții noastre. Păi și tu pui vin de la amar, de potroacă, de... și nici de la acru, ce e la acru de obicei. Da, adică despre ce vorbim, da? Deci alea sunt darurile pe care nu miere, nu mai spus mai devreme că un cartuș de Kent, nu donații și așa. Frate, chestia cu banii și cu chestiile astea e o altă convorbire și mai exact preotul. Cred că cel mai frumos, iertați-mă, cel mai frumos dar cred sau unul dintre cele mai frumoase este tămâie.
dacă da, nu este mai clar, clar. Gândiți-vă că da, dacă unul și ce fel de tămâie, că dacă Da. Nu dorea la niciun preot să zină cu tămâie de aia de brad. Bă, deci miroase aia. Deci mi-a dus cineva, ți minte, până la restricție, mi-a dus cineva o tămâie de aia de brad. Nu mai știu ce fel de tămâie. Am luat-o și cum am luat-o frumos, am pus-o în cădeleță pentru că la heruvic să cădeți. Băi, deci nu tu ce tămâie, mă, că miroase a grătar. Bă, băiatule, de ce? Băi, nu știu, am și eu în gura mare în timpul liturghie. Bre, suntem în post, n-am știu, facem grătare în timpul ăsta, ce e aici? Adică, gândiți-vă că mirosea, băi, deci au făcut ăștia direct, băi, de un miros, deci direct, dar ceafă, tată, pe grătare era mirosul de tămâie. Da. E, și atunci, biserica ne spune foarte clar să folosim tămâie naturală. Ce fel de tămâie? Mai exact. Ți să menționez, pangale trebuie să fie cu tămâie puțin mai scumpă, pentru că magic când i-a adus lui Hristos, i-a adus tămâie scumpă, da? Aur, smirnă și tămâie, nu toate ciurucurile de tămâie. Vezi în ziua de astăzi pe la magazinele astea, buticuri de astea, tămâie. Aia nu-i tămâie, frate, aia e o tămâie de brad vopsită cu puțin de praf și pusă cu cărbun de aia care te intoxică. În schimb, există o tămâie specială cum ea de la Vatopet, cum ea de la, în fine, cum e și la noi, la Oașa, să face tămâie foarte bună. Adică sunt tămâi și, iertați-mă, se poate cumpăra tămâie bună la ora actuală. Numai zgârci să nu fi. Da. Bun. E, și mai avem următoarea chestie. Pentru cei ce se ostenesc, care sunt aceia? Pentru cei care, din păcate, muncesc duminica, săraci. Da? Care șefii sunt mai demenți la cap și chemă duminica la muncă. Nu aia care zice, ce Dumnezeu, bă, ce biserică, eu mă duc să dau cu sapa în grădină. Aia nu. Ci pentru cei care se ostenesc, cei care săraci muncesc, care sunt pe drumuri, care, în fine, la aia se referă. Deci pentru aia pute, poliție, salvare, medici, no. Pentru aia biserica se roagă. Da? Pentru că săraci nu pot să-și abandoneze serviciile pentru că, domne, dar biserica îi pomenește. Pentru cei ce cântă, asta e strana. Da? Dar nu numai strana, ci și credincioșii care cântă. Dar țin să menționez ce e fel de credincioși. Există în canonul, nu mai știu care, de la Laodiceea, că cântările în biserică să nu se facă cu strigături, cu urlete. Ca din păcate în biserică ortodoxă să cam face asta. Și țin să menționez încă o chestie. Corurile nu sunt acceptate de către biserică. Da? Adică, ați observat că la Patriarhie și în alte părți există un coruri, adică îi vezi pe sus, în loc să cânte psaltul, care este special pus acolo să cânte, tuns pentru a cânta, vine tanti Gherghina, care toată viața ei a smuls iarbă și vine și se bagă o preasfântă născătoare de Dumnezeu, dar săracul preot rămâne sus. Adică, despre ce vorbim? Mai cântarea... există și mândria asta. Da? Băi, că aoleu, stai că parcă vocea mea nu se aude. Începe mai tare ca ceilalți care, na, ca să audă mai tare ca ceilalți. Na, ai ideea, zic, adică, băi, e cântul bunului Dumnezeu cu sufletul tău acolo. Nu trebuie să fii tu mai șmecher ca altul, mai eu sunt mai așa. Eu... Da. Da. E, tocmai aici este ideea. Deci, cântarea în biserică se face de către psalt și de cei care, totuși, au un pic de ureche muzicală. Că nu poți să vină oricine, frate, la strană, sincer. Adică, gândiți-vă că eu am luat atitudinea asta când, prima dată când am fost șerotonii, nu aveam eu grijă asta. Eu aveam grija mea, eram nou, nu știam cu ce să mănâncă preoția. Dar apoi am luat și am zis, băi, frate, veneau tot felul de femei și începea și încânta mie pricezne și nu știu ce, până când i-am zis, stop, astea nu se cântă, punct. Sunt de la Trajan Dors, de la Iosif Trifa și nu mă interesează. E, și dacă exemplu mai luăm la noi în biserica ortodoxă, e o modă cu astea, cum ești, cu prișetele. În loc să cânte chinonicul, cum spunea părintele Florian, noi cântăm aia cu salcea pletoasă, nu știu ce, nu știu cum, ridica voi ochii mei la ceruri, bine, de la psalmi. Aia cu, mai era una, tot la fel, cruce sfântă părăsită și alte aberații de-astea care n-au nicio treabă cu liturgica. Bun. Și apoi, și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă mare și bogată milă. Care popor? Cel care stă prezent în liturghie. Biserica nu spune de nimeni, de alții care, nu știu, sunt în cluburi, sunt în nu știu pe unde. Da?
Bun. Deci aia ar fi ectenia generală. Nu ar mai fi altă ectenie. Deci astea trei. Avem una, două, trei. Atât. Restul, ce avem mai jos, astea sunt ectenile care sunt pentru diferite cereri. De exemplu, de mulțumire, care preoții sunt, din punct de vedere obligați de Grigorie Palamas, de Sfântul Grigorie, să o facă duminica. Apoi avem pentru cei bolnavi. Asta e obligatoriu, de către Sfântul Grigorie Palama, să o facă vinerea, pentru că așa este pusă pentru vineri, pentru boală. Iar pentru călători, bineînțeles, pentru cei care sunt în călătorii și așa mai departe. În liturghier mai avem, ăla mare, avem pentru, cum îi spune, pentru boli molipsitoare și așa mai departe. Deci cam așa ar fi, dar dacă vă uitați cu atenție, aici nu avem pomenirea episcopului. De ce? Pentru că nu putem pomeni episcopul tot timpul. Și o să vă spun și din ce motiv. Pentru că mulți zic, o să zică, bă, are neascultare. Nu e neascultare. Pentru că ectenia asta este centrul liturghiei. Tu pui episcopul centrul liturghiei? Nu, ci pe Hristos îl pui centrul liturghiei. Da, corect. Așa, hai să mergem mai departe. Avem mai multe materiale. Ia să vedem ce este această imagine. Da, las-o aici că este continuarea. Bun. Aici avem ultima cerere pe care scrie așa. Încă ne rugăm pentru fericiții pura pomeniți ctitori și ctitori de mănăstiri și biserici și pentru tot ce mai înainte a dormit părinți și frații ai noștri ortodoși creștini care odinesc aici și pretutindeni. Trebuie să mărești un pic poza. Așa. Să măresc și unde să las? Aici, dă-i la... puțin mai. Așa. Dă-i mai, un pic mai sus. Așa. Atât aici. Bun. Și aici avem o rugăciune. Și ce scrie rugăciune? Doamne Dumnezeu nostru, primește această rugăciune stăitoare a robii tăi și ne miluiește pe după mulțumile tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Deci prin asta, noi cerem preotul celui Dumnezeu ce? Bogată milă și pentru cei adormiți, da? Dar și pentru cei care sunt de față la Dumnezească liturghie. Din păcate, Biserica Ortodoxă face o greșeală. Care e aia? După ectenia asta, bagă ectenia de morți. Miluie, nu știu ce, nu știu cum. Vedem că aici la roșu scrie foarte clar. După vechea tradiție a bisericii, nu se zice ectenia pentru cei adormiți în acest moment. Și numai în zile de sâmbătă, cu excepția perioadelor prasnicale. De exemplu, nu știu, înviere, nu poți zici tu la înviere de pe morți. Ceea ce, din păcate, partea Moldovei, toată partea Moldovei și Bucovina, din păcate, face duminica, face parastase. Ești cretin la cap să faci parastase duminica. Când noi avem, sâmbăta este oficial pentru parastase, pentru cei adormiți, e specială pentru ei. La mine tot sâmbăta e. Păi da, așa se face, sâmbăta. Dată după rugăciunea din spatele amvonului, se face parastasul mic pentru cei adormiți. Sau, mai bine spus, rânduiala pe care o face și Părinte Dimitru și grecii în mod normal după rugăciunea amvonului. Din păcate, românii noștri n-au știut ce e parastasul mic, pentru că noi avem parastasul mare. Dă-i cu colaj, cu prosoape, cu nu știu ce, cu fanfaronadă de asta, între ghilimele, ortodoxă, dar face parte din partea băbistă. Dă-i nouă colăcei, dă-i nu știu ce, dă nu știu cum. Adică parastasul mic este un trins în ghion simplu, pomenirea mortului, rugăciunea de iertare, pam, bam, veșnică, pomenire și atât. Nu atâta tamtamul și alte chestii. Și spunem în următorul. Dacă însă va voi cel mai mare în zile de sâmbătă sau cu ocazia unei pomeniri speciale, ectenia întreită, adică numai cu ocazie, dacă va fi o anumită ocazie în ziua respectivă, pentru a dormi, poate fi rostită și aici. Dar ce? Fără veșnică pomenire. Din păcate, o biserică ortodoxă cam cântă veșnica pomenire pe la... Și știți care e chestia? Avem o problemă cu... Că noi când... Femeile noastre ortodoxe, când aud veșnică pomenire, ele nu sunt mai cu gândul să se roage pentru mântuirea lor, pentru adormiților. Le vezi frumos, dă năvală la colivă și începe și ridică coliva aia, de dă tot cocosul ăla de pe colivă pe jos, pe covoare. Fața aia când ridică coliva în sus și mișcă așa, nu? Da. Dar cântă preotul, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Dar de ce, chiar părinte, de ce se ridică coliva în sus și se zici că e tort așa, adică... Tântă, da. Dai în sus și în jos așa,
Pentru ce? Și... asta spun o chestie. Tot circul ăsta cu... și tot circul ăsta cu... cum îi spune? Cu ridicarea colivei nu este altceva decât un circ care a fost adus de către un greco-catolic în cultul Bisericii Ortodoxe. Pentru că el considera că ridicarea aceasta înseamnă moartea și viața, înseamnă de la moarte la viață și de la pământ la cer. Dar n-are nicio treabă, nicio logică, pentru că nu există, că nu există, există din punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere, dar numai, dar există un lucru foarte ciudat, pentru că coliva trebuie lăsată în pace pe masă. Sau, de fapt, iertați-mă, masa trebuie să fie în afara bisericii, nu în biserică. Așa? Și atât. Nu vii tu și ești cu oliva aia să-mi faci tu mie cioară pe jos. Da? Da. Pentru că, clar, pentru că e și muncă, eu știu ce înseamnă aia, să stai, să stai aia cu felul de ca o glumă, dar nu, eu mă gândeam, chiar mă gândeam așa, când vedeam că ridică coliva aia în sus și o tot bălângădea în sus, eu mă gândeam așa, că dacă nu știam despre ce vorba, bă, ăștia vor să-i arate lui Dumnezeu. Doamne, vezi că am adus colivă, uite-te. A, uite-te, da. Doamne, uite-te, uite aici, uite aici la noi ce colivă am adus. Ceva de genul, dacă tot colivit. Da, da, da. Serios, bă, zic că nu știu. Păi pentru ce? Pune, lasă-mă pe masă acolo, dacă ce Dumnezeu nu o vede? Trebuie să o bagi în ochi, cum se zice, să o ridici în sus. Doamne, uite-te aici, sigur am adus, uite. Da, da, da. Da. Na, da, nu știam. Bun. Acum deci nu există nimic ca idee în sensul ăsta. Nu, nici pe de-o parte. Toată chestia asta a fost adusă de greco-catolici ca motiv faptul că, pentru că vezi tu, cultul morților la noi este mai apreciat decât cultul celor care trăiesc, celor vii. Pentru că la noi s-au făcut tot felul de, cum le spunem, tot felul de tradiții. Dă găina peste groapă, nu știu ce, adu, fă, nu știu ce anume, trebuie să dăm nouă colăcei în cinstea celor nouă cete îngerești. Batiste, da, prosoape. Șervețele de alea, prosoape. Eu un lucru știu. În momentul când a murit cineva sau faci parastas, faci cel mai mare lucru. De exemplu, eu vă spun sincer, sunt împotriva pomenilor. Nu sunt sectar, dar sunt împotriva lor. Și o să vă spun și din ce motiv. Frate, Hristos le spune foarte clar. Tu când faci masă mare, adu toți ciungii, toți ciorbii, toți ologii. Da? Da. Nu vii și mi-aduci tu mie neamurile, da? Nu vii tu și mi-aduci pe mine pe verișorul, nu știu cât are, că vezi pe toți, să duce săracul bătrân care i-a lăsat pensie la babă 90 de milioane, că este un caz la mine în zona asta, și după aia vii tu și spui, l-am iubit, nu știu ce, și apoi săracul om, l-ai înjurat toată viața lui, dar tu l-ai iubit. Și după ce omul, după ce începi să-i faci pomenile alea, de la 6 săptămâni, o jumătate de an, după un an, până la 7 ani, și apoi după toată treaba asta te duci și dai păturică, masă, veioză, pantofi, nu știu ce, nu știu cum, cui? Nepoților tăi care sunt pe salariu. De la neamul, părinte. Deci este ceva, iertați-mă că vă întrerup, extraordinar ce se întâmplă cu România noastră ortodoxă. Deci, și la botez, dar și la nuntă, dar și la mormântare, avem oameni care merg din, băi, că a fost și el la noi. Da. Adică și la botez la fel, și la nuntă la fel, și la mormântare la fel. Adică din obligația asta așa, adică, băi, nu mergi de drag. Sau să plângi, uite, pe decedat. Mergi că, hai mă, că a fost și el la noi. Adică, da. Exact. Incredibil. Ce să vezi? Ce să vezi? Că în... Iertați-mă, părinte, și se dau, adică, băi, ăsta cât mi-a dat mie? Păi, uite, atât, suma 100 de lei, dă-i 100 de lei înapoi. Adică, până și la mormântare se fac lucrurile astea. Bine, nu se dau 100 de lei, dar se dau, băi... Ce ți-a dat mă ăsta? Păi o pereche de blugi. Dă-i și tu o pereche de blugi. Să nu-i dai de trenii, că e na, că după aia ne facem de râs. Știți? Adică, da, știu, incredibil. Știu, fastul ăsta e jale. Pentru că știți care chestie? Eu nu sunt de acord. Ok, sunt de acord cu mesele. Dar sunt de acord că atunci când vin la tine în curte, în momentul respectiv, ia toți săracii, toți oamenii aia amărâți, și o să vă spun un experiment pe care l-am făcut eu și de atunci n-am mai fost la când mă chemau la parastase, nici nu mă duceam. Duceți-vă și mâncați-vă mâncarea că eu nu vin. Și a fost următorul lucru. Era o, în fine, murise un fost învățător și m-au chemat, bineînțeles, oameni cu bani, el de mare deputat, etc. Și
m-au chemat acolo, părinte, știți, să ne sfințesc, să ne faci și nouă mâncare. Mă uit, toți la costum, și două, trei băbuțe din sat, restul nu i-au chemat. Restul, deputați, oameni cu lux, chestii nebunii, când mi-au văzut când am venit eu, că ăștia credeau, părintele, are nu știu ce, când am venit-o cu troaca mea, să uita săraci, dar cine e ăsta? E, și mi-am pus și eu troaca mea mai încolo, mai într-un col, să nu fac tractoarea la de râs. Și intru frumos cu epitrahilul sub, așa, îmi iau cântăreț, hai mă să facem dezlegarea. Mă uit eu așa, atent, acolo, masă, nu știu ce, 40 de mese, numai oameni la costum, numai bombardier, numai ăștia. Opa, aici e de... Ții minte că i-am spus, aici trebuie să te ferești, că aici e cu făcli, cu săbii, cu dalea, ai grijă ce zici. Și m-am dus frumos, le-am dezlegat, le-am făcut, între ghilimele, le-am binecuvântat mâncarea și așa departe, cum se zice pe la noi, țoale și departe, hainele, mese, în fine, ba din contră îi dăduse și o mașină de pomană, adică la cât merge treaba asta. Da. Așa? Și am întrebat așa. Am și o întrebare la dumneavoastră, ne-am pus întrebarea văduvei, soției fostului învățător. Dar așa o întrebare, de ce ați dat mașina de pomană și cui mai exact? Păi părinte, știți, mă gândeam că acolo la Dumnezeu poate o fi asfalt și poate să conducă și el cu mașina. Păi da. Dar zic eu, dar ce nu i-ați băgat direct în groapă? Că... E, dar nu merge pe calea, pe cale, pe tunel, nu pe tunelul ăla cu luminița de la... Trebuie să mergi pe jos, nu? Normal, stai la ocazie, mergi cu mașina, frate, că... Păi da, că e tunelul așa, lung. Și după tot am zis foarte clar, m-am dus frumos, am binecuvântat mâncarea și m-am pus la masă. Dar nu am mâncat nimic, ba din contră am stat, nu am mâncat, pur și toți mâncau, veneau la mine, părinte, o țuică, oaia, nu beau, lasă-mă că nu beau. Bă, și atunci a venit stăpânul, ar fi casei. Știi, părinte, eu cu el mă cunoșteam de ceva de foarte mult timp. Părinte, știi, hai să-ți dau un whisky bun, du-te bădești cu băutura ta că nu beau. Da, părinte, ce te-ai pocăit? Da, de acolo, cum adică m-am pocăit? Păi, părinte, tu nu bei, tu nu faci, tu nu mănânci, faci și tu ceva. Da? Foarte simplu, mi-am luat epitrahilul și am plecat. Da. La biserică când au venit, duminică, că aici e tradiția că tot ce a rămas în colații în par la cimitir, a venit la biserică să-mi aducă capul de la, nu știu, de la acolo, de la pachete. Așa e, în fine, o tradiție păgânească din punctul meu de vedere. Și vine părinte, capul de la, capul ce înseamnă? Câteva pâinici, o prescură, o sticlă cu vin, dulciuri la greu. Iertați-mă, eu m-am gândit la cap de porc, mă gândeam. Nu rămas serios. La asta m-a dus gândul. Și m-am dus frumos și am luat așa. Doamnă, iertați-mă, dar ce parasasa pomană ați făcut dumneavoastră, nu-i pomană. Și vă spun sincer că nu va fi primită. S-a supărat, a mea s-a înfoiat. Păi de ce nu-i primită? Foarte simplu. Ați chemat toți prefecții, toți șefii, că putea să chemați următorii oameni. I-am spus, după Dumnezeu liturghie, vă rog să stați. Că o să vedeți cu cei cu adevărata pomană. M-am dus frumos, după dumneavoastră liturghie, am vorbit cu cântărețul, băi, du-te și strângem cei pe masă, strângem o plasă mare zdravănă de colăcei, mi pui într-o pungă și mi duci la mașină. I-am dat cheia, i-am să-l duc în portbagaj și așteaptă-mă acolo că mergi cu mine. Așa, doamnă, haideți cu mine că vă învăț unii cu cine e pomană cu adevărat. M-am îmbrăcat în mașină, Am luat-o frumos în colea în dreapta mea și m-am dus la casele pe care le știam eu, care chiar aveau nevoie de treburile alea. M-am dus frumos și am spus, doamnă, cu ăștia să fac milostenie, că aici se află Hristos. Nu în mesele alea pe care le-ați făcut dumneavoastră și în țoarele de 1000 de euro. Ați înțeles? Păi da, păi, dar ce? Lumea, ce o să zică? Lumea nu trebuie să... Țineți minte, Sfântul Ioan Gurdeau o spune așa, că dacă vă cunosc săracii, vă cunosc Hristos. Deci hai vă rog frumos, nu mergeți cu mine să-mi dui punga asta. Și m-am dus la fiecare casă în parte și am dat pungii respectiv. Bineînțeles că a zis o săracii, 1000 de bodapro, să vă dați seama. Păi, da. Și atunci le-am spus, vă rog, din clipa respectivă, țin să menționez că s-au făcut anul ăsta 7 ani.
Dar pe mine nu m-a chemat la Parastas. Din ce motiv? Vine, nu mai slujește la mine mormântul profesorului, la mine ele a fost, că nu mai sunt în parohia asta. Dar e în cimitirul comunei. În momentul respectiv, văd preotul de acolo, el se duce, râde cu ei și așa mai departe, dar când pe mine când mă vede, nici nu vrea să mă vadă, ba din contră face, ăsta-i, toți aici îmi zic, ăsta e preotul săracilor, noi nu vorbim cu prostul ăsta. Nu mă supăr, Doamne ferește, dar asta e problema noastră la români, că noi suntem din punctul ăsta de vedere prea opulenți. Și bun. Părinte, mi-am adus aminte, din păcate, na, când se fac mesele acestea, sunt chemați oameni ăștia mai de viță, mai nobilă, să spunem, iar săracii nu sunt primiți, e inversul, adică sunt pe acolo, pe la ușă și cu moci la nas, Doamne, iartă-mă, că sunt și copilași ăia săraci. Știu, uite că sunt. Și ăia sunt goniți, hai dați drumul de aici, hai. Da, sunt oameni, ca exemplu, că mai sunt ăștia, cum s-ar spune, indieni cu căruți și departe, care săraci ar mânca și o masă. Exact. Și în loc să inviți pe aceea, să stea la masă, să mănânce cu adevărat o ciorbă caldă sau ce mai ai tu acolo, te duci și inviți pe nu știu care că ți-e ție neam și că nu știu ce. E serios? Adică despre ce vorbim? Aia nu e masă, frate. Unde e cuvântul evanghelic? Dar tu vii la biserică și îmi spui tu mie, eu am postit, părinte. Dar când au venit alții să-și ceară și e de mâncare, pleacă pe golanurile de aici. Ești, bă, de aici. Adică vezi? Unde e postul tău? Da, nu e post. Nu e post. Hai să trecem mai departe la a doua filă. Aici avem, Cristian, ectenia pentru catehumeni. Da? Și de aici o să trecem la celelalte care sunt necanonice. Ectenia pentru catehumeni este ectenia specială pentru cei nebotezați. Da? Pentru cei care, din păcate, exemplu, ectenia pentru catehumeni se face pentru cei care vor să se boteze. De exemplu, preoții care cunosc că trebuie să boteze pe cineva catehumen, adică nebotezat și care este în parte de catehumenaș, da? Adică la învățătura pentru botezare, sâmbăta lui Lazar, cât Joia Mare, cât Duminica Învierii, sunt zile speciale pentru a-i boteza pe catehumeni. De exemplu, eu în cazul de față am în jur de vreo 40 de persoane pe care o să botez câte 10 de fiecare. 10 la Sâmbăta lui Lazar, 10 în Joia Mare, 10 la Înviere și unul și vreo 10 și 10 pe la, sau nu mai știu, sigur, 10 sau aici așa, în pe la Duminica Tomei și pe la Izvorul Tămăduirii am de botezat. În fine, aici în zona asta e și sectar foarte mulți, în fine, și din niște conduite aparte, i-am făcut în sfârșit să vină la ortodoxie, slavă Domnului. E, și ectenia asta are o chestie. Noi când auzim la ectenia pentru catehumeni, următoarea chestie. Cât sunteți chemați ieșiți? Cei chemați? În mod normal asta este formula. Cei chemați? Dar în ziua de astăzi, 2024, da, noi nu mai putem să strigăm cei chemați. Înțelegi? Tocmai asta e chestia. Modificarea de aici din liturghie este cei încă nebotezați, rugați-vă Domnului. Da? Și noi, cei credincioși, pentru cei nebotezați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii, să învețe pe dânsii cuvântul adevărului, care adevăr, ortodox, să descopere Evanghelia dreptății a lui Hristos, să mească pe dânsii cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească biserică. Mântuiește, apără și păzi Dumnezeule cu harul tău, cei încă... Și acum fiți atenți. Asta e prostia pe care o fac majoritatea credincioșilor în biserică. Nu știu dacă ați auzit vreodată ectenia asta. Cei chemați capetele voastre Domnului să le aplecați. Și mirenii săracii, ei botezați fiind, plec capul. Nu se pleacă capul. N-are nicio treabă mireanul de rând, care este credincios, da? Să plece capul la această ectenie, pentru că nu este ectenie pentru el, ci este ectenie pentru cei care se vor boteza, da? Cei care n-au, încă nu sunt în biserica ortodoxă, ci sunt frați deocamdată ai noștri, dar încă nu sunt botezați ortodox. Da? Da. Și aici avem cei încă nebotezați, capetele voastre Domnului să le aplecați. Bun. Dăm puțin la subsol, la pagina a doua. Subsol aici, așa. Ectenia și rugăciunea pentru catehumeni, cei chemați, pot fi suprimate. În acest caz, Sfântul Antimis urmează să fiți, în fine, asta e cu Sfântul Antimis. Literal, cei ce sunteți catehumeni, adică în perioada de pregătire pentru botez,
traducerea românească uzuală ce chemați nu exprimă clar și ideea, corect ideea, că ectinea și rugăciunea ce urmează ar fi pentru cei încă nebotezați, care pot participa la această primă parte a liturghiei, care sunt obligați să iasă din biserică. Da? Am întâlnit în viața mea catehumeni care stăteau până la sfârșitul liturghiei. Până și încă o chestie. Această rugăciune mai este o chemare. O să vă spun și pentru cine e chemarea. Este chemarea pentru toți care sunt pe la alte culte să vină în biserica ortodoxă. Cei chemați, capetele voastre Domnului să le aplecați. Care? Dumnezeul ortodoxilor, Dumnezeul cel adevărat. Deci biserica lui Hristos face o chemare. Bă, nu mai stați în rătăcirile alea, că sunteți rătăciți. Hai la noi, hai la biserica cea dreaptă, cea adevărată. Înțelegeți? Aici este filtrul, aici este ideea. Pentru că biserica lui Hristos cheamă, îi cheamă pe ei, haideți la ortodoxie. Dar, hai să vă spun o chestie foarte interesantă. Există biserici care în ziua de astăzi trece peste ictenia asta. Trece peste ea. Sunt parohii majoritari care trece peste ea. De ce? Pentru că iar vine ideea ecumenismului. De ce treci peste ectinea celor chemați? Și când faci rugăciunea pentru cei morți, că nu se face în timpul liturghiei, vine, face iarăși iară cu pace, nu ne rugăm, vine ectinea mică și apoi zice înțelepciune ca să o stăpânirea ta de totdeauna fi împăziți. Ne mai adăugând ectinea pentru cei chemați. Ceea ce este urât. Pentru că prin ectinea celor chemați, tu îi chem pe aia să vină la biserica ortodoxă. Haideți la ortodoxie. Dar din momentul ce tu nu mai zici ectinia asta, clar faci un lucru. Și știți care e ăla? Te faci de acord cu papistașii, te faci de acord cu slujirea, că tu zici că da, bă, să sunt la Dumnezeu, ceea ce nu e adevărat. Da. Bun. Să mergem mai departe, da? Da, da. Aici. Așa. Acela crez. Nu, dar aici poți să închizi că mai avem până aici. Aici? Nu, tu crezi. Da, da, aici poți să lași, poți să lași, că e un subiect foarte. Bun, chiar și prima puteai să o lași. Era bun. Da, înapoi atunci. Da, 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 bun. Da, și mergem în așa. Bun, aici avem foarte interesant, o chestie foarte interesantă. Avem următorul lucru, Cristian. Deci avem așa. Ne uităm foarte atent la Ecfonis. Prin îndurările unei a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, da? La noi, în cea greșită, și o să dăm la aia, dar nu acum, avem cu îndurările, da? Ceea ce este o diferență. Și o să vină întrebarea, dar de ce nu cu îndurările și prin îndurările? Păi foarte simplu, pentru că cuvântul prin din grecul tiaton okitirimon nu poți să spui, pentru că asta înseamnă îndurări. Nu poți să spui cu îndurările, da? Adică mai pe românești spui lui Dumnezeu că Hristos a venit așa, hai bă să mă răsesc și eu pentru voi. Nu. Și când spui prin îndurările unei a născut fiului tău cu care ești binecuvântat, preotul se referă la o chestie. Adică Hristos care a venit pe această lume, da? S-a născut în născătoare de Dumnezeu. S-a botezat, a dat cuvânt bun pentru noi oamenii. Și așa mai departe, s-a îndurat de mulțimea aceasta prin păcatul, deci s-a îndurat pentru faptul că a văzut lumea negăjită de păcat și prin aceasta el acum se pregătește pentru noi oamenii să se răstignească. Dar când spui tu cu îndurările unei a născut fiului tău, de fapt îl faci pe Hristos ca și cum, hai bă ce răstignirea lui Hristos, ca și cum nu crezi cu adevărat, ești în negație a jertfei liturgice. Deci e diferență mare între cu îndurările și prin îndurările. Pentru că avem o chestie. Prin îndurările unei a născut fiul lui tău cu care ești binecuvântat, prin îndurările lui Hristos, intrăm și ne împărtășim și îl vedem pe Hristos răstignit. Și el pentru că prin îndurările acestea,
Hristos s-a răstignit pentru a noastră mântuire, i-a fost milă de poporul lui, da? Dar când tu spui la ectenie cu îndurările, negi cu nerușinare ce? Patima lui Hristos. Și încă o chestie. Aici avem la ectenia, da, la ectenie, acest lucru. Pentru că nu am vrut lăsa la ectenia celor să, nu, la ectenia asta mare să o opun. Avem că aveam aici. Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pe noi înșire și unii pe alți, toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Deci, asta se zice înainte, nu se taie, nu se cântă altceva, se zice înainte. Bun, asta e decât un mic detaliu. Dar, revenind la ce spuneam mai devreme, avem următorul. Deci, poporul zice amin, preotul cu fața pe cât din ceo și binecuvintează. Pace tuturor, și zice poporul și Duhului tău. Preotul ce face în ziua de astăzi? Dă-ți vera aia un pic mai așa și face o cruce așa mică. Da, bă, să vă binte și pe voi. Da. E, dar în mod normal, ți să menționez, preotul trebuie să aibă ușile deschise, ușile împărătești, vera trasă. Și preotul vine, e binecuvinează, pace tuturor și Duhului tău, da? Și zice... cu fața pe credincioși, să ne iubim unii cu alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o fie nespărțită. În momentul în care preotul când zice să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim, face, dacă vă aduceți aminte, gestul pe care îl făcea Sfântul ăsta cum îl cheamă, Gabriel, cel nebun pentru Hristos. Acel gest care se uita la cer și apoi avea un gest la inimă, ceva de genul ăsta. Gavril. Gavril, da. E, Sfântul Gavril, ăla era gest liturgic de la să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Da? Dacă noi spunem să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim, este momentul care? Este momentul când credincioșii, nu numai clerul, își dă sărutarea frățească. Da? Este momentul în care noi ne îmbrățișăm unul pe altul. Pentru că de-aia până la Părinte Dimitru se face și îmbrățișările. E, tocmai asta e ideea. Este îmbrățișarea între preoți, diaconi, cât și mireni, da? E ca și cum, gata, suntem pregătiți să-L mărturisim pe Hristos. Că așa scrie în titlu, mărturisirea unității de credință, da? Bun. Da. Și prin ce mărturisim? Pe cine mărturisim noi în momentul ăla? Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Deci noi ne dăm cu acordul că mărturisim, da? Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Și avem o chestie foarte interesantă aici. La preotul se închină de trei ori în fața Sfintei Mei zicând: iubite voi, Doamne, tăria mea, Domnul este întărirea mea, scăparea mea și izbăvitorul meu. Ce face biserica în ziua de astăzi? Preoții noștri îl cântă, frate, îl cântă. Și urlă, frate, iubite voi, Doamne, să bate cu pup în piept, că iubite voi, Doamne, tăria mea, la noi e altfel zis. Iubite virtute, exact. Păi, frate, păi, ai tu virtuți ca să zici tu virtutea mea? Dai puțin, pe ce vorbim? Deci, urlă, iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și zbăvitorul meu. Stai cu metre un pic. Tu nu ești în stare să pomenești pe Sfântul Foție, dar tu îți exprimi faptul că tu îl iubești pe Dumnezeu, tu care ești ecumenist. Deci vezi ce chestie? Da. E, și asta este rugăciunea pe care preotul o face ca și cum de pregătire înaintea Sfintei Mese, prin care își declară iubirea față de Hristos. Dar din păcate, unii preoți, în momentul când stă cu ecumenismul și cu masoneria, din păcate, fraților, îl cam înșală pe Hristos. Și cam se face iudă, vânzătoare. Pentru că nu poți să spui Hristos, te iubesc, când tu îl vinzi pe la ecumeniști. Bun, poți să dai mai departe. Da. Vedem și asta aici. Ok, ia să vedem pe chat, s-a mai întâmplat ceva? Încă nu. Ok. Așa. Mai departe. Bun. Așa. În sus. Apoi protosul sau așa, zice spre credincioși: Hristos în mijlocul nostru. Și ce a răspuns? Este și va fi. Vreau să vă întreb, câți preoți în timpul liturghiei v-au spus lucrul ăsta? Că eu nu cred.
Aia vă spun. Nu cred. Hristos în mijlocul nostru, formula asta, o fac clericii, din păcate, noi la noi la români, printre ei. Zicând că trei, Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Zic ei acolo. Diaconii și cine mai e. Dar la noi, din punct de vedere liturgic, preotul trebuie să iasă după asta și zice la credincioși, Hristos în mijlocul nostru. Iar credincioși zice, este și va fi. La care preotul, totdeauna, acum și pururea și în vecii veci. Adică, prin asta, noi împlinim cuvântul că unde sunt doi sau trei adunați în numele, acolo sunt și eu. Din păcate, credincioșii noștri n-au parte de acest Hristos în mijlocul nostru. În săracinii nu știu că Hristos e în mijlocul lor. Înțelegi tu? E, da, da. Deci tocmai asta este ideea, greșeala cea mai mare, și o să arătăm imediat care e greșeala. Am arătat adevărul și o să arătăm și partea cealaltă. Deci asta este problema, pentru că preotul trebuie să spună credincioșilor, băi, Hristos e în mijlocul nostru, pregătiți-vă. Deci tocmai asta este ideea, este salutul frățesc, salutul de bucurie, Hristos e în mijlocul nostru. Credincioșii care vor răspunde cu tărie și mărturie de credință, este și va fi. Pentru că titlul de mai început spune mărturisirea unității de credință, care e asta, Hristos în mijlocul nostru. Da? Credincioșii răspund, este și va fi. Păi, eu în biserica ortodoxă română și liturghie românesc, eu n-am văzut așa ceva. Nu se face, din păcate. De ce? Pentru că ei nu vor să-L aibă pe Hristos în mijlocul lor. De ce? Pentru că centrul liturghiei e episcopul, nu e Hristos. Da. Bun. Tot pe aceeași pagină, acum avem următorul lucru. Avem crezul, da? Da. Așa. Și apoi avem pregătirea pentru sfințirea cinstitelor daruri. Zice, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta ofrandă în pace o aduce. Sfânta jertfă se spune de la liturghia Sfântului Vasile. Sfântul Ioan Gură de Aur, văzând opera Sfântului Vasile, a dorit cu mare ardoare să treacă sfânta ofrandă. În alte liturghiere mai se explică sfânta ridicare, da? Ca prima aducere. Dar de ce se spune în liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sfânta ofrandă? Pentru că este un gest de oferire. Se oferă lui, această pâine se oferă lui Dumnezeu, da? Și pe altă parte, pâinea aceasta se oferă lui Dumnezeu, Hristos, prin harul Duhului Sfânt, se coboară peste pâine, iar Hristos se oferă cui? Nouă! Mă ofer vouă. Asta înseamnă ofrandă. Se oferă lui, se oferă credincioșilor prin această ofrandă. În pace o aduce. Cine să o aducă? Aia e problemă. Cine să o aducă? Dacă noi n-am pomenit celelalte. Poporul zice milă, pace, jertfă de laudă. Cum se cânta noi la popor? Mila păcii, jertfa laudei. Când de fapt acolo scrie milă, pace, jertfă de laudă. Vedeți câtă diferență este? Da. Aici este problema. Cum adică? Milă, pace, jertfă de laudă. Păi e foarte simplu. Milă. Milă voie, iar nu jertfă. Ne spune Hristos, da? Pace. Hristos vine ucenicul și spune pace vouă. Jertfă de laudă. Cum adică jertfă de laudă? Jertfa de laudă adică în momentul când noi arătăm pâinea aceasta, da, ca trupul lui Hristos, Hristos se jertfește spre ce? Ca să putem noi să ne lăudăm în Hristos, că suntem ucenici ai Lui, că suntem întru El. Asta este scopul nostru la liturghie. Pentru asta am adus noi pâinea și vinul, da? Să le dăm lui Hristos ca El să le, prin harul Duhului, să le transforme în ce? În trupul și sângele Lui. Nici pe departe să fac o simplă pâine și un simplu vin, cum zic papistașii. Că Hristos, că nu există lumină necreată, deoarece Dumnezeu nu-și coboară harul peste oameni, ci peste lucrurile de materie, ceea ce este greșit. Sfântul Grigorie Palaman ne spune foarte clar, în Sinodul Nou Ecumenic, foarte clar și concis, faptul că Hristos își coboară harul său peste pâine și vin, le transformă în trup și sânge, iar prin aceasta înțelegem că ele nu mai sunt vin normal și pâine normală, ci sunt altceva. Sunt cu adevărat Dumnezeu real, înaintea ochilor noștri, sub forma pâinii și asupra vinului. De aceasta papistașii, cât și greco-catolicii, pe pâine, de exemplu la greco-catolici, la greco-papistași, păcate le spunem sau așa, există pe prescură, nu mai există
monograma aceea prescurială, Iisus Hristos Nica, ci pe prescură pe acneț, ce este o jicnire la adresa lui Hristos, este chipul papei. Ca și cum Hristosul pe care ei îl slujesc nu e Hristosul real. Înțelegeți? Și îi aduce și îi se împărtășește din păcate, ca și cum la liturghia la papistaș, liturghie între ghilimele, și la greco-papistaș, este în forma următoare. Deși greco-papistașii fac liturghia corect, dar au niște probleme, din păcate, acolo. Pomenește pe papa, masonerie și așa mai departe. E, și în momentul respectiv, pentru că, iertați-mă, greco-papistașii ne cam bate pe noi la fund. Ai ideea. Pentru că, de-aia le se spune greco, pentru că ei au luat liturghia Sfântului Angur de Aur și cam o fac gesturile liturgice în afară de epicleză, le face corect. Dar degeaba le fac corect dacă n-au har, ai ideea. Da. E, și în momentul când... Și îl pomenesc pe papa, direct. Da, 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 exact. E, și în momentul când ei au trecut această... au chipul papei, îi zic așa când se împărtășește. Mă împărtășesc sub puterea papei X, care e la ora actuală Francisc, arăt înainte mergătorul lui Hristos. Băi, frate, stai puțin. Pe ce vorbim? Adică tu te împărtești cu papa. Clar te împărtești cu Sarsailă, că de... Înțelegi? E, asta e toată chestia. E, și de asta cumva ai noștri tot o ține. De exemplu, la foarte multe parohii se face, nu se mai face prescuri. Vine cineva cu o pâine de aia de la magazin, hai părinte, fă liturghie cu ea. Dar prescurile normal trebuie să fie în număr de 5, una dintre ele să fie cu peceta lui Hristos, în fine, altă explicație acolo. Bun. E, și acum vine următoarea chestie. Închizând ușile, să mărturisim cu luarea minte. E, că am uitat să am trecut de asta. Aceasta închizând ușile să mărturisim cu luarea minte este echivalentul cu ce spune noi la liturghie, ce spun românii. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. În trecut era valabilă asta cu ușile, ușile. Dar acum nu mai ne referim la ușile alea pe care le băgăm cheia, le închidem ca să nu mai intre catehumenii. Și se referă la altfel de uși. Ușile acestea se referă la ușile virtuților, ușile sufletului. Închideți-vă ușa, ușile ochilor, ușile urechilor, ușile inimii, exact. Închideți-le și stați atenți la Sfânta Jertfă. Că de-aia spunem noi, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta ofrandă în pace o aduce. Pentru că să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, unde se mai găsește? La Sfântul Arhanghel Mihail, când a biruit pe ăsta, cum îl cheamă, pe Lucifer. E, tocmai aici este ideea. Noi tocmai asta spunem, să stăm bine, să stăm cu frică. De ce să stăm cu frică? De Hristos care vine să se pogoare prin puterea Harului Duhului Sfânt. Vedeți? Aici e greșeala pe care o fac căștia în ziua de astăzi. Nu mai pun darul lui Dumnezeu, cuvântul corect, pentru că ele se potrivesc. Dar degeaba se potrivesc ele dacă sensul nu este același. Da, poți să închizi. Da. Pac. Next. Da, stai să ne uităm. Ah, bun. E bună. Perfect. Aici avem ieșirea cu Sfintele Daruri. Și apoi vedem așa, deci ieșind din Sfântul Altar, întâiul dintre diaconi zice cu glas mare: pe prea fericitul Patriarh X, pe înalt prea sfințitul, pe tot clerul preoțit și cinul călugăresc, se pomenească Domnul într-o împărăția sa. Iar când și sau ce zic amin. La ruși nu se mai zice amin la toate cele. Apoi, doi, pe titorii și binefăcătorii, osenitorii acestui sunt locași, pe cei ce a adus aceste daruri și pentru cei ce s-a adus, vii și adormiți, se pomenească într-o împărăția sa. Și atât, gata, s-a ieșit cu darul, apoi să intre în altar. Deci vedeți? Două cereri avem în liturghia corectă. Două simple, când se iese cu Sfintele Daruri. Câte cereri avem noi în liturghia românească? Pe fericiții patriarhi, Miron, Nicodim, Iustinianiu și Teoctis, pe alți titori și nu știu ce, pe ostenitorii bisericii noastre, pe eroi și ostași pe câmpul de luptă, pe nu știu cine, nu știu cum, nu știu... Băi, prea multe cereri. Pă bune? Și pe altă parte, jumătate din ele se pomenesc masoneria și ecumeniștii. Adică, pă bune? Noi aici pomenim decât chitesența, da? Episcopul,
cine îl preoțesc? Odată. Titorii, bineînțeles dacă sunt mason, nu se pomenesc, osenitorii acestui sfânt locaș, cei care a adus darurile, vii și a dormit și atât și intrăm în Sfântul Altar. În rest, ce mai pomenim? De ce mai adăugăm noi cele de la noi? Pă nu știu cine, pă nu știu cum, pă nu știu cu tare, adică despre ce vorbim? Zici că e ca la dedicații la noi la liturghia românească. S-a dat 2 milioane de la cutare, s-a făcut nu știu ce, adică vreți care e chestia? E diferență mare. Deci aici este problema și da, deci asta ar fi pomenirile de la Vohodul Mare. Unele simple și scurte, fără alte. Și vreau să te rog într-o sufletul să mărești la asta că este chiar trebuie citit neapărat. Unde? La prima foaie aici, subsolul de la prima foaie. Ok. Așa, bun. Scrie aici foarte clar. Menționăm că obiceiul pe locul generalizat de a pune potirul pe capetele credincioșilor în timpul acestei procesiuni, ați văzut că sunt foarte multe parohii, când iese preotul și zice aceste penal, preasfințitul cu tare să-i pomenească într-o împărăția sa, preotul pune potirul pe capul credincioșilor. Da. Nu este corect și mai are degrabă o legătură cu percepția magică a harului decât pe motive de evlavie. Deci vedeți? Deci are în legătura o percepție magică a harului. Și o să vă spun și din ce motiv nu se pune. Unu, că poți să dai cu capul peste sfântul potir și poți să vergi vinul din potir, da? Și automat e păcat de 15 ani de la Sfânta Împărtășanie. Doi, vinul este decât binecuvântat și nu sfințit, da? Și trei, și în ultimul rând, în momentul când tu ai pus potirul pe capul căincioșilor, preoții trebuie să înțeleagă un lucru, că în momentul când tu pui potirul, nu poți să pui potirul pe capul vreunui căincioș. Nu există treaba asta. De ce? Pentru că în momentul când l-ai pus, spune că el nu, în momentul când ele sunt decât binecuvântate și nu sfințite, poți să ajungă foarte mulți ca în momentul liturghiei să li se întâmple anumite lucruri. De exemplu, sunt credincioși care atunci când iese preotul și cu sfintele daruri au problema asta, îi sărută veșmântul, sunt unii care să pun peste ca preotul să treacă peste ei, chestii de genul. Cred că ați văzut chestii de genul de astea. Da. Mai sunt aia care pune haine să treacă preotul, adică o anumită imagine, asta cu vohodul, reprezintă tocmai intrarea Mântuitorului în Ierusalim, cât și drumul crucii. Și da, lucrul ăsta, pentru că credincioșii care sunt iubitori de percepție magică, da, consideră că preotul, nu știu cine, trebuie să pună mâna preotul și să pună cu potirul. Nu, frate, potirul e potir. Sfântul disc e sfântul disc. Sunt niște vase în care se pun sfântul sânge și sfântul trup. Deci, cum scrie și aici, nu se pune pe capul credincioșilor, da? Bineînțeles că trebuie amintit și de pericolul de a-l vărsa potirul chiar pe cap pe credincioșilor, da? Ceea ce este destul de grav, chiar dacă în potir avem doar vin binecuvântat. Cred că și credincioșii sunt gata să renunțe la această pioșenie nemotivată. Nu există. La noi, în România, din contră, la noi se ține cont de treaba asta. Să pune potirul pe cap pe credincioși. Nu se pune potirul, clar și la obiect. Nu se atinge veșmântul preotului. Nu se... Astea sunt chestii de neam prost. Nu se poate. Mai aveam pe cineva, da, deci nu pot să uit treaba asta. Eram cu ieșiseam cu sfintele daruri și a venit cineva și m-a tras de felon, deci de ultima haină aia lungă de pe preot, m-a tras de felon, mai săcat cu sfintele taine. Hai, părinte, acum iertați-mă pentru expresie, n-ați trecut peste mine cu sfintele vase. Asta, dar am și o întrebare. Ce? Adică, vedeți prostia asta a românului? În toate popoarele ortodoxe nu o să vezi treaba asta. Nu există, frate, nici în cea mai vai mama ei biserică de pe pământ, tot decât la români. La români avem prostia asta, mai sunt parohii, cunosc, care fac liturghia ca la carte. Dar rar o să vezi dar în mare majoritate o să vezi credincioși care așteaptă și preoți care pune potirul pe cap pe credincioșul. Nu se pune, punct și la obiect.
Da, pentru că încă nu e sfințit ce e acolo. Nici acnețul sau fintele, nici vinul nu sunt sfințite. Sunt decât binecuvântate. Da. Da, poți să închizi pe asta. Avem o grămadă de materiale, cred că o să împărțim în da, două da. Părți live-ul. Nici o problemă, da. Adică miercurea viitoare, ca să fie tot miercuri, cum să spune. Da, 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 da. Aveți, mi-ați trimis la materiale aici până da. Până le terminăm. Oricum, observ că băgați forjă cu munca în seara asta. Adică și mă bucur foarte bine că ne explicați niște lucruri. De, na, noi habar n-avem. Eu cel puțin da. Eu habar n-am și da, mă da, depășesc da. Lucrurile astea, că dacă nu mă pricep, nu mă pricep. Uite, așa, asta s-o lăsăm mai pe urmă, că asta trebuie, era bun, unită cu o altă rugăciune. Bun, bun. Asta la fel. Asta nu, asta nu, asta nu. Da. Și aici la fel, iarăși o continuare. Aici, las-o pe aici, te rog frumos. Bun, bun. Bun. Aici avem, dragii mei frați, rugăciunea pentru binecuvântarea anafurei, care se face mai înainte la proscomidie și nu la liturghie, țin să menționez. Da? Pentru că uite ce spune aici. Apoi se binecuvintează prescurile sau pâinile rămase de la proscomidie care se vor tăia pentru anafură. Și spune așa: Doamne Iisuse Hristoase, care ai binecuvântat cele cinci din pâini împușii și s-ai săturat cu ele pe cei ce au ascultat cuvântul tău, binecuvintează și pâinile care au prisutit la această pâine înainte și le dă ca mângâiere și poți să închizi și dă înapoi la aia că ți-am zis unul, da? La care să dau? La cea de înainte, cred că prima. Așa, așa. Întărire celor care, din slăbiciunea trupului și a sufletului, nu vor putea să se împărtășească din pâinea cerească. Deci, vedeți pentru ce e anafura? Că tu ești cer, în fine. Deci, atunci se face binecuvântarea anafurei. Nu se face în liturghie, țin să menționez. La noi, la români, e problema că vine după epicleză, vine preotul, după mai ales pe preasfânta, așa, cu vasul ăla de anafură și îl pune pe sfântul disc. Păi poate să vină preotul, dacă e prea de mână, și să dea o dată cu vasul ăla, să dea potirul jos. Și pac, îl apucă câțiva de la Sfânta Împărtășană și de pocăință. Vedeți? Aici se face anafura. Se bintează pâinea ca să se taie pentru anafură și gata, atât. Nu alte chestii. Pentru că, din păcate, la noi, ortodoxii din România, binecuvintează anafura acolo, ceea ce nu se face. Anafura se binecuvintează după proscomidie, după binecuvântarea darurilor și atunci se face binecuvântarea. Clar și pentru ce este? Pentru cei care nu pot, pardon, să se împărtășească din pâinea cerească, adică din trupul lui Hristos. Deci atunci se face această binecuvântare a anafurei. Da. Și ai scris, da. Înmormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Exact. Da? Este tămâiera care se face înaintea Sfântului Altar și înaintea Sfântului Darul. Și apoi se face pentru binecuvântarea Dumnezeului liturghii cu psalmul 50. Da, poți să închizi. După sfârșitul tămâierii, fiind vremea, se face dumnezeiasca liturghie, vine preotul în fața mesei cu capul descoperit, iar diaconul în dreapta lui și închinându-se împreună de trei ori, se roagă în taină cu mâinile ridicate, iarăși, nu? Vedeți? Deci ce v-am spus mai devreme? Ridicând troparul ceasul al treilea. Păi da. Deci nu împărate ceresc, n-are ce căuta. Da. Deja s-a pus. Da. Așa. Deci e gata, da? Pagina da. Aceasta. Da. Acum, aici, nu? Unde eram? Unde da, asta am făcut. Da? E gata și asta? Bun. Aici a spus că e altceva, nu? Sau da, lăsăm da. Aici? Nu. Poți să dai, că trebuie să ai un moment de legătură. Asta? Poți să o închizi deocamdată pe asta. Pomenirea... Hai să mai facem două, trei pagini, că na, se face unul și după da, aia... Da. Lăsăm așa, ectenia de după anaforă.
Da, pastor, să mergem după anafură. Fă-o pe următoarea, că trebuie să aibă o legătură cu prima. Aici? Bucură-te și... Nu. Ok. Vedem. Aici, hai să facem ultima pe asta. Bun. Hai. Aici avem într-o... Diaconul face semnul crucii și intră în Sfântul Altar, iar preotul îi binecuvintează cu mâna pe credincios zicând: Harul Domnului nostru Hristos și dragostea Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Poți să-l lași un pic pe bară și te rog frumos să pui canonul. S-a întâlnit un canon mai înainte. Uite, ăla. Ce scrie în canon? Poruncim să se folosească ridicarea crucii la anafora doar la sărbătorile Sfintei Cruci, iar la liturghie doar la praznice ca binecuvântare înainte de cântarea întreită. Acum, cei care merge la liturghie, consider că toți. Preotul la noi, la biserica, aici, la noi, la români, la asta nu este cu mâini ridicate și o să, așa. Și vine cu crucea. Păi Sfântul Grigorie Palama poruncește foarte clar să se ridice crucea de la anafora, ca aici în momentul anaforalei, doar la sărbătorile Sfintei Cruci. Atât. Atâta. Nu și nici pe departe la altceva. Și la liturghie doar la praznice ca binecuvântare. Înainte de asta, cum îi spune, de Sfinte Dumnezeule, aia e cântarea întreită. Pe când la noi se ridică cu crucea. Deci nu e voie. Bun. Poți să închizi canonul, nu? Și cu Duhul tău, preotul stând cu fața spre popor, înălțând mâinile, zice: Sus avem mâinile, avem către Domnul, întorcându-se spre Sfânta Mă, zice: Să mulțumim Domnului, la care poporul zice: Vrednic și drept este. La noi se cântă următoarea cântare. Când cu vrednicie și cu dreptate să ne închinăm Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și cu ocazia asta ți-am trimis un clip pentru a și putea vedea gestul. Așa. Uite ăla din rândul penultimul, ultimul de acolo. Ultimul? Aici? Da. Stai puțin să vedem ce este. Nu, ți-o mai trimis eu unul, nu ăsta, că este la apostol. Uite, nu, dacă nu l-ai pe ăla, te dă din alea două de acolo, că e același. Nu de acolo, ultimul. Asta de mai jos? Da, alea de mai jos, da. Da, că aici e o variantă. Ok. Deci avem aceeași chestie, același moment. Așa. E în greacă, deci nu e nicio... Așa. Da. Clar, la o strană să cântă mila păcii jertfa laudei. La milă, pace, jertfă de laudă. Așa. De oricum, în grec. Îți dăm așa un pic sunar. Harul Duhului Sfânt și dragostea lui Dumnezeu Tatăl, zice Părinte Dimitrios. Ce ziceam eu mai devreme? Uh-huh. Îl vedeți voi pe Părinte Dimitrios că scoate vreo cruce în momentul ăsta? Are decât acoperământul, care este o variantă. Da. O să zic că sus avem inimile. Uite, mâinile sus, nu? Arună. Nu ridică crucea. Da, mâinile. Bun. Să mulțumim. Bun. O să zic că să mulțumim Domnului. Și unde se întoarce el în momentul ăsta? Deci zic așa. Acum zice să mulțumim Domnului. Și întoarce la Hristos. Că lui mulțumim, da? Pentru ceea ce se va face în momentul ăsta. La noi ce face ăștia? Pupă crucea, pleacă în altar și începe să facă ale lor. Neci din rugăciunea care e de două pagini. Adică, vedeți? Aici e problema. Poți să închizi. Deci tocmai aici este problema. Problema noastră.
Vedeți? Aici este cea mai mare problemă din punctul ăsta de vedere. Deci s-ar putea să nu ai clipul, că mai era un clip la fel. Cred că e acolo în WhatsApp. Dacă nu, o să ți-l trimit eu pentru data viitoare. Deci, tocmai aici este problema noastră cea mai gravă. Astea sunt câteva, mai sunt. Restul mai sunt și greșeli. Deci, vedeți, aici este greșeli, partea cea corectă. Nu se ridică crucea decât la praznicile Sfintei Cruci, pentru că despre ea este vorba. Gest amintit la înălțarea Sfintei Cruci. Da? Nu se poate ca cineva, deci nu putem să încălcăm canonul Sfântului Grigore Palama, 6 Tesalonic. E o nesimțire totală. Nu e un lucru rău că ridici crucea, dar dacă așa spune canonul, nu, să nu ridici crucea în ziua aia, în perioadele respective, cât este, cum scrie în liturghier, noi trebuie să ridicăm mâinile, pentru că așa zicem, sus avem inimile, da? Deci, nu putem să trecem peste treaba asta. Dar unde a rămas, că nu mai ții minte? Da, aici. Dar poți să închizi, că aici am terminat ce aveam de spus. Da? Aici, da? Da. Așa. Mai continuăm până la 1? Da, hai să mai facem 1 și după aia chiar gata. Bun. Ia să vedem noi. Asta nu o lăsăm pe data viitoare. Aici, chiar aici, aici e recomandat. Bun. Vedem apostolul. Apostolul, bineînțeles, este acea parte pe care o avem în Biserica lui Hristos, care se citește până în Sfânta Evanghelie. Interesant e că aici spune așa, după încheierea cântării cele întregi sfinte, adică Sfinte Dumnezeule, să luăm aminte pacea și Duhului tău. Cititorul stă în mijlocul bisericii cu fața la altar, da? Și cântă prochimenul apostolului, înțelepciune din epistola către să luăm aminte, cititorul întorcându-se cu fața spre credincioși rostește apostolul. Și aici poți să închizi, că am terminat ce am de spus, așa, și jos acolo ai două materiale, primul de jos, deci din clipuri, primul de jos, este partea care este greșită. Deci aici? Da. Până aici e bine. Da, așa. Deci, cum s-a spus mai devreme, deci se cântă prochimenul și stihul. Vă sunt mai înainte pe Domnul, înaintea mea cu urmă, pentru de-a dragul meu este ca să mă așa, nu? Vă zic că din epistola asta, chiar a fost răpadă. În mod normal, acum trebuie să se întoarcă. Dar după cât observ, zice apostolul, dar cu spatele la credincioși. Păi cum spui tu, frate, fraților, etc. Deci, vedeți, altă greșeală. Poți să închizi, că... Bun. Deci, așa, și pe cea cu albastru, care e aia corectă. Aici. Aici, da. Tot apostolului, la greci. Da. Stihul prochimenul. Ce face? Se întoarce către credincioși, frate. Da, uite, chiar că s-a întors invers, da. Păi ce facem? La noi doar în fund. Se întoarce. Ce treabă. Da, clar. Iată, chiar că. Pentru că el stă în persoana apostolului. Ai ideea, da? Da, nu are treabă, stă cu fundul la credincioși, dar e cântă, domne, lălăiește chestia aia. Păcând la grecii ține mai mult de cu cântarea respectivă, da? Adică ideea este următoarea, că
Deci când spune să dăm citire de la Sfântul Apostol Pavel, ca și cum îi ține locul Sfântul Apostol Pavel. Da, nu da, știu, da, poate da, e, da, e bun, da, ce zic, Doamne iartă-mă. Dar da, ceva da, în sensul acesta. Adică, intră, nu, da, intră în personal. Hai să punem atât, numai un pic. Este urmașul, mai bine zis, Sfântului Apostol Pavel și se întoarce să-i citească cuvintele. Exact. Adică da, aici. Adică s-a întors deja. Da, am înțeles. Pe și la noi n-are nicio treabă. Dar cum fundul la credincioși pe românește? Adică, pe bune? Tu nu trebuie să citești preotului și credincioșilor. Exact. Da. Da, s-a întors și așa. Da. Și pentru oamenii care au venit la biserică să înțeleagă ei. Da, da, da. Ce spune Sfântul Apostol Pavel, clar, că e învățătura pentru noi. Da, da, da. Mamă, mamă. Că tot am vorbit despre anafora, dă și uite clipul de mijloc, pentru că are legătură cu partea greșită. Deci ai văzut pe cea că ridică mâinile, hai să vedem partea greșită. Okay. Și nerespectarea canonului, țin să menționez. Păi da, stați un pic, dar aici ce biserică e? Că văd că e... Păi e biserica care nu prea e, adică... Da, știi care e chestia? Știu că nu are catapeteasmă. Da, e o problemă aici cu catapeteasma, într-un fel sau altul. Dar poate putea să pună o perdea. Dar știi și tu, din punct de vedere liturgic, preotul poate să țină liturgia spre vedere. La greci așa e. Se poate vedea din Sfântul Altar. Când se face, decât la epicleză se închide. Da. Dă-i mai înainte, așa. Hmm. Opa! Așa. Hai să luăm de aici. Deci cu, cu crucea. Da. Deci același lucru. Harul, Duhul, vine, tăcă. E, dar ridică crucea, nu mâinile. Da, da, da. Crucea, dacă totul ridicat, trebuie să fie ridicată întotdeauna în sus. Nu, să fie sus, trebuia să o țină măcar cu tot, cu mâinile sus, nu? Și gata. Dar bine că ține microfonul. Că... Microfonul e sus mereu, adică, da? Cum să-l dai jos, că nu poți. Acum, da, e mai sus decât crucea. Da, am înțeles. Vedeți? E, și aici vine tocmai încălcarea canonului 6 Tesalonic al Sfântului Grigore Palama. Că nu ne spune că trebuie să înălțăm crucea decât la sărbătorii cinstitei cruci. Atât. Rest se poate face aceasta doar cu rămâinile ridicate. Deci vedeți problemele noastre? Aici este problema pentru care, din păcate, ăștia face tipicul greșit. Dacă liturgia ar avea lucrurile alea curate, la noi la români, le-ar avea curate, păi cea mai mare cinste că liturgia ar fi conform după ce au lăsat Sfinții Părinți. Dar din momentul ce ei nu țin cont de aceasta și se iau după papistași și după nenorociți ăștia că altfel nu pot să le spun, da? Atunci e jaletat. E, aici este problema noastră și sunt multe alte chestii care sunt adăugate acolo. O să-ți trimit eu pe perioada asta și clipul pentru epicleză. Da, da, da. O ultimă deci, întrebare, părinte, înainte să, da, să închidem. Cât de mult ne afectează pe noi mirenii? Că, na, pe noi ne interesează de noi, că suntem voi de noi. În primul rând, pe voi mirenii nu vă afectează cu nimica că nu faceți voi liturghia. Da? Dar pentru că voi acolo la liturghie sunteți cu auzul și cel mai bine, și cum bineînțeles cei vrenici sunt cu împărtășirea cu preacuratele taine. În mod obligatoriu Duhul Sfânt se coboară peste Sfintele Taine, dar nu pentru preot, clar. Harul Duhului Sfânt nu se coboară peste preot și se va împărtăși cu o sândă. Da? E, pe mireni nu îi afectează cu nimica din punctul ăsta de vedere, pentru că nu face săracul mireanul el liturghia, da? Nu o face el, o face preotul. El este cel care ar trebui să ia un punct de vedere. Pe mireni nu îi afectează cu nimica. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă mireanul este să fie prezent la dumnezeiasca liturghie. Pentru că forma ei ca liturghie, da? Forma ei ca liturghie ar fi corectă dacă ar fi acelea.
Dar harul lui Dumnezeu se coboară atât cât rugăciunile epiclezei se fac corect. La noi, la români, să mai sunt și adăugiri, ceea ce nu e drept. Deci, tocmai ce este chestia? Duceți-vă la liturghie, stați la dumneavoastră la liturghie, dar să încercați să nu stați, că stați la dumneavoastră la liturghie când nu aveți ce face. Din păcate, ăștia ai noștri sluși după liturghiile astea greșite. Pentru că ei au scris mai în spate lămuriri, că e după nu știu ce grec și nu te văd aici și pe cine minți. Că liturghia de care iau ce au făcut? Au luat o parte de la greci, o parte de la slavoni, o parte de la ruși, au făcut liturghie la carcalete, iertați-mă. Au făcut cum au vrut mucilor ca să omul să nu înțeleagă absolut nimic. Și au tăiat în rugăciuni și de multe chestii. Da? Pentru că liturghia românească este o liturghie pe placul fiecăruia. Adică se pleacă și lui tața Floarea și lui tața Ioana să zică, ote părințele nostru ce liturghie a făcut. Dar dacă liturghia ar fi corect după cea grecească, și cea originală, pentru că nu ține de Grecia, consider că ar avea un mare efect asupra credincioșilor. Liturghia, în primul rând, sincer, este o formulare de rugăciune. Dar, dacă acolo, prin harul lui Dumnezeu, sunt sigur că Dumnezeu își coboară harul și peste credincioși, pentru că ei săraci nu știu din ceea ce se întâmplă. Da? Și, bineînțeles, prost să fii să zici că nu știi când există atâta material să poți să studiezi. Da? Deci tocmai asta este ideea. Noi să mergem la dumnezească liturghie, să ascultăm cu dragoste, dar să încercăm să ne și interesăm ceea ce se întâmplă acolo. Da? Pentru că ei vin și ne spune și vă spune vouă, uite ce face preotul, dar ei săraci nici preoții nu sunt de vină, ci sunt mai mari care îi pune pe asta să editeze cărțile astea. Înțelegeți? Pentru că nu preotul în satul cu cel mai amărât, nu cred că stă el în tipografia de la Bor să scrie aberații și prostii în liturghier. Vă dați seama că nu. Deci, tocmai asta este ideea. Nu preotul în conștiință, ci peste cine vine chestia asta, este pe ea mai mare, pentru că ea vor la osânda. Aici e problema noastră. Dar, cu darul lui Dumnezeu, mai sunt preoți care au văzut greșelile astea și slujești după alt fel de liturghiere. Nu știu dacă alu Părintele Petru Pruteanu, nici pe departe, că e un liturg mai nou. Dar slujesc după, de la Chilia, Schitulacu și alte traduceri care sunt în partea Muntelui Atos. Muntele Atos, de exemplu, Simon Petras și cu Schitulacu s-au ocupat foarte mult în partea asta liturgică. La români noi avem decât o sursă. Și care e sursa aia? Patriarhia, care ce se face ce vrea mucilor după mintea lor și pune ce vrea ei și ictenile lor. E o dă cu aia. Da, da, știi că noi ne-am luat după nu știu ce, băi, ne luăm după toți nebunii care au încercat să modifice. Luați-vă după Sfinții Părinți, după manuscrisul grec, după codici și după chestiile astea. Că ați reușit să ștergeți din cumul liturghiilor, mai exact, să ștergeți liturghia Sfântului Iacob. Singurul care face liturghia Sfântului Iacob la noi în țară e Teodosie. Da? E singurul care face. Ceea pentru mine, în cazul meu, îl felicit că face. În fine, el, din punctul meu de vedere, mai cam face și de fală. Dar ideea e că, frate, liturghia în cea mai mare cinste trebuie făcută curat. Astea sunt o parte din modificări. Ele în mare parte sunt mai multe modificări. Eu am luat ce este mai rău, da? Dar să sperăm cu darul lui Dumnezeu că totul se va... Acum nu sunt sigur dacă... Că nu ia ăștia la mine în seamă treburile astea. Dar ideea este că e un semnal de alarmă că au modificat ceea ce cam nu trebuie modificat. Hai mă că înțeleg, poate adaugi un cuvânt, nu știu, bunăstarea, în absurd, da? Dar nu te duci tu și scoți părinții care au fost împotriva ecumenismului. Nu poți să îi scoți, nu poți să te bagi în anafora. Păi Sfântul Vasile și cu Sfântul Ioan Gurdeau ți-a dat o anafora și tu faci ce vrea mult și tăi cu ele. Mai e frumos, da? Măi, ți-au lăsat Sfinții Părinți așa, las-o așa și nu mai modifica tu că ești tu, nu știu ce, purtător de cuvânt, nu știu ce, scriitor și așa mai departe. Deci, mare parte, pe voi nu vă afectează cu nimica ci lucrul ăsta. Pe cine o să afecteze este pe noi, pe preoți. Pentru că majoritatea rugăciunilor este vorba de slujirea noastră. Atât. Da, corect.
Părinte, deci cam asta este prima parte. Miercurea viitoare, continuăm, că miercurea am zis mereu să lăsăm așa pe, mai, pe lucruri de genul acesta. Acum, începuțe mai demult și cu icoanele și cu... Da, asta este. Acum o să vorbim pe subiectul acesta până când o să terminăm, după care o să trecem la alte lucruri, că e de vorbit o grămadă. Da. Vă mulțumim, părinte, pentru prima parte. Deci, miercurea viitoare, continuăm cu acest subiect. Da. Un ultim cuvânt, părinte, dacă mai aveți să... Un ultim cuvânt ar fi următorul. Având în vedere că mai este un pic și ne apropiem cu pași repezi spre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, am rugămintea pentru fiecare creștin ortodox cine poate, ca vineri seara să fie prezent la denia acatistului, pentru că este denia acatistului Bunei Vestiri. Acum, făcând o paranteză și acolo la noi, la românii greșeli. Că la noi, știți care e chestia? La noi trebuie să existe ceva în care ei să își bage botul. Acum, știți ce am observat? Și cred că le-a mers un pic treaba asta. Au fost foarte multe sesizări ale teologilor din România, și mă refer la adevărații teologi, care nu prea există, dar în fine, îi mai stă pe la Patriarhie, care nu vor să fie cunoscuți, care au făcut sesizare, măi, hai să facem și noi o dată în viața noastră acatistul Bunei Vestiri după ăla grec, cel care ți l-a dat atunci. Da. Patriarhia n-a vrut să facă treaba asta. Că ce e varianta aia? Nu facem varianta aia. Dar au ținut tipicul cum se face. Prima parte, a doua parte, a treia parte, a patra parte. Și duminică, vinerea următoare, se facă tot integral. Ca și cum vineri se face integral tot acatistul. Tot palul ăla au ținut-o, în fine. Dar ideea este că noi am avut în viața noastră liturgică un anume părinte Enebraniște, care a tradus mot-a-mot liturghia și le-a lăsat la ăștia în ziua de astăzi, le-au lăsat niște anumite cuvinte duhovnicești, cât și chestii de genul acesta liturgice. Cuvântul meu care este? Așa, ca ultim cuvânt. Să încercați să vă pregătiți sufletește, duhovnicește, toate chestiile astea pentru ziua cea dumnezească a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Să încercați să fiți cât mai apropiați de biserică. Dragostea voastră îl interesează pe Dumnezeu atunci când merge la Sfânta Liturghie. Eu acum ce v-am prezentat în calitate de slujitor, pentru că, sincer, mi-e milă de oamenii care merg la Sfânta Liturghie și nu știe liturghia corectă. Da? Nu face mireanul liturghia, dar participă la ea. Deci, sfatul meu ar fi, mergeți în coine la liturghie, nu vă depărtați de Sfânta Liturghie pentru că prin ea se dă Hristos, dar încercați să fiți prezent la Sfintele Slujbe. Prin Sfintele Slujbe îl vedem pe Hristos, da? De exemplu, astăzi, sau în caz, da, astăzi s-a citit Viața Sfintei Marie Egipteancă la denia Canonului Mare, și ceva foarte frumos. Hai să stăm apropiați de Hristos, de Dumnezeu cel unic, da? Trăim, din păcate, e greu, trăim în parte perioada ecumenismului, a masoneriei și au băgat botul, ce să mai comentăm. Dar trebuie să avem credința și nădejdea în Dumnezeu că cu darul lui Dumnezeu toate se vor face. Da? Deci, harul lui Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai credinței și ai, în fine, să încercăm să fie totul bine, să fim prezenți în biserică și dacă le vom face, Dumnezeu ne va, cum spunea părintele Paisie Olaru, ne va da un colțișor de rai. Ce pot spune? Să ne mântuim în primul rând, ca să-i primul principiu, și să mergem în continuare. Mai avem o săptămână de post și urmează săptămâna cea mai mare pentru biserică. Chiar de săptămâna viitoare o să fie ultima săptămână în perioada aceasta când o să mai intru pe live-uri, pentru că în săptămâna mare sunt foarte ocupat. După aia plec, să mai... Da. Adică plec în pelerinaj, pe fix de săptămâna viitoare mai avem de lucru, după care de luni încolo, de pe 29-30 în perioadă. Încă o chestie foarte interesantă, nu știu dacă voi intra vineri, dar sper să intru vineri. Ideea e următoarea, că aici vreau să ajung. Vine Sfântul Gheorghe, vine pe 23.
Cei care purtați numele Sfântului Gheorghe, trebuie să înțelegeți un lucru. Suntem în post. Am observat o chestie foarte nasoală la preoți în ziua de astăzi, că sunt sărbători precum Sfântul Gheorghe pe 23, oamenii mei dau drumul la muzică, dau drumul la grătare, pune căcică de găi la pește. Frate, noi avem două dezlegări românii, că suntem mai cumos noi. În Grecia există decât o singură dezlegare și Muntele Atlas pe 25. Să nu uite, iertați-mă, păi stați așa, că să nu uităm că avem întâi bani, adică fix săptămâna mare. Da. Adică, da, săptămâna mare, corect. Mi se pare că vedeți atunci grătare. Da, da. E, nu știu, mi se pare că e joi, nu? Nu, e miercuri când e. Da, miercuri. Miercuri. Da, miercurea mare. Miercurea mare, că se face, da, că se face masă. Da, vedeți atunci grătare. Păi eu zic de chid de Sfântul Gheorghe, da, corect, 1 mai. Ideea e următoarea. Hai să încercăm să avem cumpătarea, să mergem la biserică în ziua Sfântului Gheorghe, să ne uităm cu adevărat la un mare mucenic al bisericii care și-a jertfit pentru Hristos, da? Și să încercăm să fim cât se poate cumpăta și să avem discernământ. Pentru că dacă nu le avem pe asta, nu să ne mântuim, da? Deci, ce pot spune? Să ne ajute Maica Domnului să putem să rămânem cât mai putem în Biserica lui Hristos și să încercăm, da, să participăm la Dumnezeu liturghie și m-aș bucura cu darul lui Dumnezeu ca într-o bună zi, că nu tot ce să mai zic, să conștientizeze ai noștri mai mari că greșeala pe care au făcut-o. Dar, altă chestie, deși există liturghierul pe piață, dar din păcate, nu vor ăștia de la noi să îl adauge. De ce? Pentru că Patriarhia îl vede rău pe Părintele Petru Pruteanu, că dă în ei, da, ideea. El nu face parte cu Bor, face parte cu partea aia, cu Moldova, în fine. Dar ideea e că, ce pot spune? Să ne ajute Maica Domnului, să rămânem în ortodoxia noastră scumpă și dragă și așa, prin harul său, să ne ajute să ne mântuim. Doamne ajută! Doamne ajută, Părinte, mulțumim mult! Doamne ajută. Da. Deci o să continuăm cu subiectul acesta miercurea viitoare cu subiectul acesta. Noi ne întâlnim vineri cu alte subiecte, cu alt gen de subiecte. Mai că nici nu mai știu bine, am o grămadă de subiecte deja, am un folder așa întreg. Mai că nu mai știi cum și ce să vorbești, că uite. Dacă vorbești ceva sau nici nu știu ce, își șterg ăștia de la YouTube live-urile. În fine, noi mergem înainte, acum încercăm, nu știu, ce să mai, dacă nu mă autocenzurez non-stop și văd că, nu știu cum să mai înlocuiesc cuvintele, o să ajung să vorbesc prin morse, linie, pung linie, de aia, că altfel n-ai cu. În fine, noi încercăm și dăm înainte cu mărturisirea noastră de credință ortodoxă și cu subiectele cele de zi cu zi. Cam atât, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Deci ne auzim vineri de la ora 22 cu alte subiecte. Noapte binecuvântată, Doamne ajută și mântuire la toată lumea. Și să nu uit, deci cu pelerinajul. Dacă cumva vrea să vină cineva să mă anunțe că e ultima 100 de metri acum. Gata, cam atât. Doamne ajută și mântuire la toată lumea.